Gata. Adică putem să lansăm? Hristos a înviat. Adevărat a înviat, Dragoș. Uite că ne vedem după câteva zile de pauză și să vedem cine o să intre cu noi seara asta. Am vorbit cu Robert, a zis că a văzut-o și după nu știu cât timp pe Noa, pe fetița lui, și că e cam devastat că a plâns, că n-a mai fost de mult și că i-a fost dor de ea și că arată rău. De-aia a spus să intre oricum, că Noa ne place de el oricum ar fi. Că l-am văzut în toate situațiile posibile și imposibile. Așa că nu este nicio problemă. Uite că au intrat deja trei oameni. Și plânsul, și râsul, și toate stările, toate stările astea, de bine, de rău, de supărare, de bucurie, fac parte din viață. Și băieții plâng câteodată. Perioada asta de atâtea săptămâni încoace, câte sunt? 5-6 săptămâni. Uh-huh. Ne-au cam învățat lucrul ăsta, că triști, bucuroși, nu trebuie să ne fardăm, nu trebuie să ne pregătim așa, să ne punem măști atunci când intrăm live cu prietenii noștri. Așa că îl așteptăm și pe Robertică, că el e Robert, cum e, în orice situație. Normal. Îi așteptăm pe toți prietenii noștri să intre să vorbim în seara asta, cum au petrecut prima dată în viața lor sărbătorile fără să se vadă cu niciun prieten, fără să iasă la biserică, era să zic fără să iasă la închisoare. Fără să iasă de la închisoare, fără să meargă la discotecă, cum au fost fetele la fără loft, fără nuba, fără astea, așa. Și să ne spună fiecare cum a trecut cu sărbătorile astea așa. În intimitatea familiei. Mă, asta cu un timp mai la mare, mie mi se pare că e overrated, cum se zice. Nu cred că în ultimii ani au mai fost așa de... Există, uite, loftul de la mare, nu știu mai care, astea, fratelii, plajele alea renumite din nordul Mamaii, nu? Din Mamaia sat, știi că toată lumea zice nordul Mamaiei, dar de fapt e Mamaia sat, știi? Până la urmă e Mamaia sat, nu e, dar nu e... Andreea, Luca, ce facem? Bine facem. Uite, tocmai Budoi a terminat, i s-a întrerupt internetul, o să intre din nou. Rămân eu și vă spun că facem bine. Andrei, pentru ca să intri cu noi în legătură, trebuie doar să copiezi într-un browser dar care să nu fie de preferabil Google Chrome sau Opera. Copiezi linkul ăsta pe care e scrolluit în josul imaginii și poți să intri liniștit. Urmezi pașii. Salut. Am niște degețele, ci Andreea Raluca mi-a trimis mesajul cu ce faceți. Da. Când am vrut să văd comentariul. Salut, Andrei. Salut, Andrei. Hristos a înviat. Cu degețelele astea două, că cu astea am lucrat, cred că au fost doar. Am ieșit. În loc să dau pe chat, am dat pe live. Milky G. Milky, bună seara, oameni buni, cu suflet blând, un prim Paște izolat, cântăm la geamă, Hristos a înviat, avem biserica lângă noi, se auzea afară slujba, am primit lumină prin voluntari, vă dorim sănătate și noi ție, Milky G. Milky, și te invităm să vii alături de noi, să te și vedem. Milky, Milky, nu Milky, de la balcon. Vezi că trebuie să, tu mai a fost Paștele, acum nu trebuie să dăm mielul, e Milky, nu Milky G. Milky, Milky G. Milky, mă? Da. Milky, păi, G. Seama așa, deci, dacă ieți să nu vă... Miki, bă, Miki, Miki G, Miki, nu e Milky G, Milky. Și că Ralu ne zice că Hristos a înviat, adevărat a înviat. Adevărat a înviat, dragilor. Wow, Ralu, Andreea, Raluca, mai cântăm în seara asta? Cântăm, dar trebuie să cântați și voi, pentru că despre asta e vorba. Noi da. Cântăm ce cântăm? Noi atunci când suntem pe scenă, voi ați văzut, câți ați fost la concertele noastre din cei care ne scriu acum? Păi, presupun că mulți.
Atunci ați văzut că de obicei, nu de obicei, în fie, la fiecare concert, noi vă punem să cântăm, să cântați. Nu, ne face mare plăcere să vă auzim cântând. Ne face mare plăcere să vă auzim cântând. Și și în seara asta ne face mare plăcere să vă auzim cântând și pe voi. Și poate, nu poate, cu siguranță că ne înduplecați și pe noi și o să vă cântăm și noi câte ceva. Da, păi da, aici de asta intrăm, să vă și cântăm, că doar asta facem de o viață. Să ne aducem aminte de muzică bună pentru vremuri grele. Ia o Raluna, ca și că n-a cântat niciodată cu noi. Tu nu, n-a fost niciodată la niciun concert. Da. Așa, la legenda, corect, așa este, Andrei a fost acolo și a și cântat. Bine, Andrei poate să intre și să ne cânte Cerul fără nicio problemă, că el l-a și postat pe Facebook, l-am și văzut. Mi-a și plăcut și Andrei e... Andrei a dovedit. Deci e restul. Vrem să vedem restul. Trebuie să le spunem că o să fie cum zice, până mai, probabil în jur de jumătatea, 10, 12, 15 mai, o să ne vadă tot pe internet într-un mini recital în care vom cânta câteva piese la festivalul de film. De film. Pe care îl face Lavinia și Andreu, prietena noastră. Da, 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 la festivalul de film o să cântăm acolo un mini recital, un sfert de oră, 20 de minute, dar da. Vor fi. Deocamdată ne gândim la cum să facem să fie tehnic cât mai bine cu ideea asta. Și astăzi am vorbit cu Mihnea. Păi, era la Hamburg. 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 Da, era Hamburg și... Semănă cu Mangalia ce a postat el acolo, dar mă rog. Păi da, Bogdan i-a zis și așa că aștept să ne intre cu noi, să vedem dacă o să intre. Ca să facem chestia asta cu streaming-ul în 4 sau în 5. Să vedem ce mai fac și ei, cum e prin Germania, ce s-a mai întâmplat. Să vedem ce mai e pe la Turcia. Dar alu Mihnea a plecat la începutul lui martie, exact când, înainte să se declare starea de necesitate sau de urgență în România. El era pe drum spre Germania, a ajuns cu bine, dar la timp ca să intre în carantină. În sfârșit, acum a fost că a ajuns totuși, a făcut o aroganță și a ajuns la Hamburg. Dar da, acum na. Încercăm da. să luăm legătura și cu el. Deci, vrem să știm cum v-ați petrecut sfârșitul de săptămână, respectiv sărbătorile pascale. Și ce vă mai... Mi se pare foarte interesant să întrebăm și să ne întrebăm și noi cum o să depășim perioada asta? Știi? Bodo? Înțeleg, înțeleg. Mă gândeam acum la starea, mă rog, care a venit așa pe neașteptate, cred, la unii, pe așteptate la alții. Sărbătorile astea pascale, că vrem să recunoaștem sau că nu vrem să recunoaștem, pentru unii a venit cu un gen de depresie, de fapt chiar o depresie accentuată, ceea ce nu-i deloc bine. Și nu-mi place lucrul ăsta. Ceea ce nu-i deloc bine. Și da, te ascult. Nu știu dacă n-ar fi bine să dezbatem un pic subiectul ăsta al depresiei, că e să ne spună prietenii de lângă noi sau cei care sunt cu noi acum, în afară de Marius Ionel, care e într-o permanentă stare, dar mai mă rog, mai el are probleme mai vechi cu chestia asta. De ce și cum au ajuns în starea de depresie? Pentru că foarte mulți pe cunoscuți de-ai mei au fost, chiar dacă n-au recunoscut, i-am simțit un pic depresat. Așa. Că n-au putut ieși din casă, că nu pot ieși din casă, că nu știm ce se va întâmpla, că de acum încolo, că ce va fi peste câteva luni, dar peste un an, dar va mai fi totul ca înainte, dar sunt foarte multe întrebări pe care oamenii și le pun și... În preajma sărbătorilor, așa, uite și astea pascale, ca și
cele din luna decembrie, sărbătorile de Crăciun, oamenii își fac niște prag linie și cam adună notițe, știi? Ce a fost până acum, ce va fi de acum încolo, uite, au trecut și Paștele, astea sunt niște fanioane în fiecare an pe care oamenii și le pun în viață, le pun în viața lor. Și mă întreb cum au ajuns să fie ei necăjiți și supărați atât de tare încât să fie depresați. Păi asta spun. Pentru că de banii suferim, cred că cu toții, deci cred că sunt cel puțin din cei care intră pe canalul ăsta la ora asta, mulți oameni care au rezerve strânse de bani sau îmi doresc foarte tare să aflu ce îi face să fie așa de supărați. Scria puțin mai devreme, stai să mă uit un pic la ce scria. Uite, Ralu scrie, am stat singurei, noi doi am făcut-o așa, o pască. Șnițele cu barabule la cuptor și acnii de fasole, super tare! Bravo, Ralu! La ora 23, ora România, am urmărit slujba de Mitropolia. Din ea și la 24 am aprins plângând două lumânări. Deci a plâns, Ralu, să ne spune, de bucurie, sper. Sau de dor. Da, sau de dor. Bogdan Roșca, eu mă duc la muncă, chit că risc o amendă, foarte tare. Mickey G, Mickey, de 2 ani sufăr de depresie media, acum stau mai bine și îi mulțumesc Domnului. Amin. Amin. Wow, ce tare. Eu și azi am avut o zi down, deja e a 5-a oară în 2 săptămâni, spune Ralu, dar nu cred că e în regulă, Ralu, tu ești bucuroasă și... poți să te remontezi repede, părerea mea, că te știm, te cunoaștem. Andrei spune să nu poți ieși să te plimbi fără să ai adeverință declarații. Mi se pare o campanie. Ok. Bun, Andrei. Andrei Aruca, să nu poți ieși din casă din cauza virusului sau să ieși doar cu declarație. Ok. De la stres. În fine, ideea este că declarație, nedeclarație, totuși, cred că astăzi vreau... L-am dus pe socrul meu până acasă, a vrut să stea și el cu copiii puțin după la a doua zi de Paște și pentru că are peste 65 de ani a trebuit să mă duc să le iau și ducându-l înapoi acasă în Colentina, pe stradă erau foarte mulți oameni, foarte mulți oameni și multe mașini, multe persoane fără mască, deja lumea cred că nu știu dacă o să mai, adică nu își dau seama că a trecut, că n-a trecut, că ei încearcă să-și, deși nu știu câți dintre ei chiar au renunțat la obiceiurile zilnice, dar să zicem că noi care suntem acum acasă și facem chestia asta, mai ales din motivele legale, ca să zic așa, probabil că sunt ca noi sunt mulți. Și poate că sunt mai mulți sau mai puțini, asta nu vom ști probabil niciodată, care au stat acasă, dar, repet, sunt foarte mulți și care stau pe străzi și nu au problema asta cu coronavirusul, cu grija față de ei, însă, cum păi să zice. E treaba lor cu grija față de ei, grija față de ceilalți din jurul lor, despre asta e vorba. Sunt tot mai multe teorii ale conspirației pe net. Am văzut, așa este. Adică, mă rog. Scuze-mă puțin, Dragoș, vreau să-i spun lui Marius Ionel că deci una dintre cele mai mari surprize pe care l-aș avea de Paștele ăsta sau de perioada asta anului ar fi să intre el în direct cu noi. Chiar mi-aș dori teribil să-l revăd pe Marius Ionel. Deci, mult curaj și te așteptăm. Iartă-mă, Dragoș, continuă. Nu, vreau să spun că... lucrurile nu sunt neapărat, cum se spune, luate în serios de toată lumea. Unii sunt tabere, unii cred ceva, alții cred altceva. Important este să ne păstrăm în chestia asta. În primul rând trebuie să credem în Dumnezeu, cred eu. Mi-a plăcut foarte mult, am văzut
un fel de un dialog între Mândruță și Tony Berge, mi-a plăcut foarte mult. L-am văzut și eu, l-am văzut și eu. Și da, să spun că oamenii în aceste momente, datorită acestei situații, pe toată planeta, încep să-și pună întrebări pe care înainte nu și le puneau. Și cred că asta este cel mai bun lucru care s-a întâmplat în perioada asta, pentru că fiecare caută să își dea un răspuns la niște întrebări pe care, din cauza vitezei cu care s-a trăit viața până acum, nu și le mai puneau mulți dintre ei. Și asta a fost un moment foarte interesant, a coincis cu sărbătorile pascale și pentru lumea creștină catolică și pentru lumea creștină ortodoxă sau protestantă sau neoprotestantă, și cred că într-un fel sau altul fiecare a putut să-și ia ceea ce au vrut să-și ia de la situația asta, ca să zic așa. Acum, unii cred, alții nu cred, rămâne opțiunea fiecăruia și nu e treaba noastră să îi convingem sau să ne convingem. Treaba noastră este să stăm și să fim împreună atunci când se vor deschide iarăși locațiile, ca să zic așa, și să putem să le aducem bucurie cu muzica pe care o cântăm. Cred eu, așa cred eu, nu știu. Uite, lasă băieți ce spune Benedek. Îl vezi, îl știi? Nu mai ții minte? Vine vara și este frumos la MCM. De-abia așteptăm. Frate, n-am mai fost de 2 ani. Lasă băieți. Ce da. Super tare. Mă bucur să te revăd, dragule. Da. Mă bucur să te revăd. Bogdan Roșca spune, nevastă mea e psihiatru, trece așa, dar e disperată că are 10 și se preconizează 100 de oameni la ușa cabinetului. Păi, dacă privești partea plină a paharului, o să aibă de muncă. Asta este un lucru foarte bun. Așa este? Da. Ai deschis un subiect tare drag mie, Dragoș, vis-a-vis de Dumnezeu și într-un fel o să dezbatem, dacă vreți, lucrul acesta astă seară. Și așteptăm întrebări de la voi ca să putem să vă răspundem, pentru că vă putem răspunde cu siguranță. Și nu vă răspundem de capul nostru, ci o să vă răspundem cu cartea deschisă, cu cartea vieții, care este cartea vieții este Biblia. Și cu Biblia în față o să încercăm să vă dăm răspunsuri cât mai pertinente, dacă ne puneți întrebări referitoare la ce am să vă spun acum. Că niciunul dintre voi nu sunteți singuri. Dar trebuie să căutați, să înțelegeți și să credeți că în fiecare clipă a vieții voastre, cineva vă urmărește și vă înțelege toate durerile și toate necesitățile. Este vorba de Dumnezeu. Și de aici încolo puteți să ne întrebați. Dragoș, de acord? Da. Nu cred că cineva pune la îndoială chestia asta sau cei care pun la îndoială chestia asta oricum au părerea lor despre forță, divinitate, karma, cum or numi eu ei. Și cred că asta spun, uite, cum spunea Andrei, zice, acest virus a reușit să aducă aproape membrii familiilor. Da, e adevărat, pentru cei pe care i-a prins în țară. Uite, de exemplu, Raluca n-a putut să se întoarcă să-și viziteze familia. Sunt foarte mulți care au ales să rămână în țările lor tocmai ca să nu îi pună în pericol viețile apropiaților. Dar una peste alta, cei care trăiau în România sau trăiau în Italia sau erau cu toată familia acolo, au fost împreună. Uite, că ce părere aveți de Catedrala Mântuirii? După părerea mea, nu există nicio catedrală și nicio persoană și nimeni nu poate să existe pe pământul ăsta în afară de Iisus Hristos care să ne poată mântui. Prin urmare, Catedrala Mântuirii este doar o biserică pe care, cum spunea Tony Berbece ieri, ar fi putut să coste mai puțin și să fie mult mai încăpătare și probabil că rezultatul ar fi fost
poate că același. Acum fiecare poate să aibă orice părere, noi nu suntem aici să ne certăm sau să polemizăm cu nimeni, dar părerea mea este asta, că Catedrala Mântuirii în neamul lui nu poate fi decât o titulatură, pentru că cel care ne mântuiește este Dumnezeu prin Iisus Hristos. Altă soluție nu există și ar fi interesant ca cei care ne conduc să poată să se roage și să aibă această capacitate de a mișloci, de a cere sau de a pune la picioarele Dumnezeu țara noastră în așa fel încât să fim o țară binecuvântată. Da, părerea mea, perfect, foarte frumos ai spus, Dragoș, super tare. Bravo, bravo, bravo. Părerea mea este că neamul ăsta e format din persoane. Deci neamul românesc, suntem niște oameni care avem aceeași naționalitate, suntem născuți români, crescuți români, chiar dacă locuim în altă parte decât în România, toți și se cred, mă rog, diaspora, suntem toți români. Pentru casa Domnului, Catedrala Mântuirii Neamului. E un fel de casa Domnului, dar casa Domnului poate să fie acolo unde doi sau trei se întâlnesc, acolo e și casa mea, nu, Dragoș? Da. În numele meu. Nu, acolo mă aflu și acolo sunt și eu prezent. Bun. Păi dacă se întâlnesc doi sau trei în numele Domnului Iisus Hristos, Domnului nostru Iisus Hristos, și se gândesc și se roagă, păi deja am făcut o mică catedrală acolo, nu? Deci avem o mică catedrală. Da, care nu costă 250 de milioane de euro. Hai, vreau să spun, bravo. Am încheiat subiectul și am terminat discuția cu Catedrala Mântuirii Neamului. Da. Ce mai avem aici? Ups, scuze, am bătut câmpii în propoziția aia? Nu. N-ai bătut câmpii. Fiecare poate să spună absolut tot ce dorește. Și noi suntem aici ca să fim prieteni și să ne îmbărbătăm unii pe alții și să ne susținem unii pe alții, nu ca să ne măscărim sau să avem păreri despre unii despre alții. Normal. Am făcut chestia asta pentru că, lăsând la o parte că vreau să discutăm între noi, am vrut să vă invităm și pe voi, prietenii noștri, cei care vă doriți, bineînțeles, prin pe chat sau pe live, nu știu ce, să aveți posibilitatea, pentru că la concerte sau în emisiuni e foarte greu de avut o legătură directă cu noi și este adevărat că pe Facebook sau pe Insta sau pe rețelele de socializare noi n-am fost neapărat întotdeauna cei mai activi și cei mai vizibili. Ne-a plăcut cei de la Cluj care au ieșit. În seara de înviere, se deplasau la Șlud, nu le-a păsat de amendă. Ți-a plăcut de ei? Mie nu mi-a plăcut de ei. Sincer răspund. Deci mie mi-a plăcut. M-am ridicat din pat azi numai pentru că știam că sunteți voi aici în seara asta. Uite, asta nu-i frumos, Ralu. Trebuie să te ridici din pat și trebuie să faci mâncare în fiecare zi. Uite, astăzi am făcut curățenie, am ars în curte, cred că vreo timp de patru ore am ars lemne. Am crengi tăiate, copaci pe care i-am coafat, i-am toaletat. Am ars crengile alea în continuu. Mickey, au avut curaj, bă, de o credință a contat. Uite, aici te contrazic, e vorba de credință. Credința contează și când ești acasă, iar pe noi Dumnezeu, în afară de protecție, ne-a înzestrat, deci de protecția pe care o ne dăm fiecare zi, ne-a înzestrat și cu minte și cu inteligență. Și consider că nu trebuie să, atunci când nu e cazul, nu trebuie să-l ispitim foarte tare. Adică ne socotim niște reguli. Da, numai că, Bodo, aici eu pot să spun următorul lucru, că neștiind
sufleți, dacă ei au fost încredințați că dacă ies. Problema, discuția este așa. După părerea mea, eu nu cred că oamenii trebuiau să iasă sau să nu iasă, trebuiau să fie, ei trebuie să fie, credința este ce înseamnă credință, că trebuie să ai o încredere nestrămutată în lucrurile care nu se văd. Și oamenii, dacă ei, unii dintre ei, mulți dintre ei, nu știu câți au fost la Cluj, habar n-am, nu știu, au avut ei încredințarea că dacă ies și se duc acolo la slujbă, au o legătură cu Dumnezeu, bravo lor, cinste lor, zice că facă-ți-se după credința asta. Vom vedea în zilele care urmează dacă și cât s-au îmbolnăvit sau nu s-au îmbolnăvit. Faptul că au respectat sau nu au respectat indicațiile autorităților, asta este altă poveste. Adică acolo putem să discutăm că, domne, trebuia să respecte indicațiile, să stea acasă, să nu știu ce, pentru că dacă e lege, trebuie să se respecte. Așa este, dar rămâne de văzut, știi? Adică încredințarea lor a fost că trebuie să iasă din casă și dacă domnul Boc nu a pus poliția să-i împrăștie, înseamnă că asta a fost o chestie care a ținut de organizarea respectivă a orașului. Și de altfel am văzut că și în America, de exemplu, Trump a lăsat la îndemâna guvernatorilor să acționeze și fiecare după cum au... După cum, da, eu am spus oamenii contează. Da, da, normal. Nu mă... Eu n-aș fi ieșit, mai ales că... Treaba asta cu lumina, pentru mine, lumina este... Stă la ușa și bate, încă o dată. Am mai spus și acum... trei ediții în live-ul ăsta făcut de noi. Deci lumina stă la ușă și bate. Iisus Hristos e lumina lumii. Și El stă la ușă și vrea, la ușa inimii tale și bate și încearcă să intre la tine, în inima ta. Și dacă e deschis, tu deja ai lumină. Nu trebuie să cauți lumina în altă parte. Lumina vine la ușa ta, lumina vrea să intre în casa ta, dă-i drumul, dacă vrei să-i dai drumul. Și nu trebuie să pleci nicăieri. Trebuie să te duci și la biserică atunci când vrei să te întâlnești cu Dumnezeu într-un cadru, în casa lui Dumnezeu, într-un cadru organizat și să ai părtășie cu Dumnezeu. Dar același lucru îl poți face și acasă, părerea mea. Da, corect. Numai că ei, adică anumiți oameni consideră și asta nu mai ce să le face. Adică asta era zara. Că lumina vine de la Ierusalim și trebuie să ia de la preot, de altfel de asta și am fost discuția. Da, cu forțele speciale, ONU. Da. E, asta nu ne împiedică să îi iubim și să-i salutăm dacă vor să intre. Discuție. Eu încerc să dau niște sfaturi împotriva depresiei acum. Dacă înțelegem încet încet lucrurile astea, cred că și depresia o să înceapă să plece de la noi. Și o să încercăm să înțelegem că Iisus e cu noi oriunde. Dacă îl chemi și dacă îl accepti ca unic mântuitor. Da, El spune că iată, eu stau la ușă și bat. Așa e. Cine mă aude să-mi deschide și eu o să intru. Deci fiecare poate să-și deschidă inima ca credința și respectiv Domnul Iisus Hristos să intre în inima lui. Și okay. Poată să aibă nădejde asta, pentru că, cum spunea și Mândruța seară, mi-a plăcut foarte mult, l-a întrebat pe Tony, dar ție nu ți-e frică de moarte? Și că, de fapt, motivul pentru care majoritatea planetei stă în casă este că, Doamne, ne-e frică să nu ne îmbolnăvim, să nu murim. Și el a spus, nu mi-este frică de moarte, sau nu mai îmi este frică de moarte, pentru că eu știu unde mă duc și știu care și știm că, de fapt, moartea nu este sfârșitul, știi? Dar este asta, trebuie multă credință ca să poți să... să ai această încredințare. Da. Da, da, suntem creștini, nu? Dragoș. Da. Asta scrie în carte. Deci, dacă suntem creștini, cred că cu toți ar trebui să facem același lucru, să ne apucăm să citim Biblia. Nu? Încet. Da, așa ar trebui, dar știi cum e. E mai greu. Pentru unii este mai greu, pentru că
Pentru tine cum a fost? A fost greu să te apuci să citești Biblia? Pentru mine a fost greu, sincer spun. Greu, greu, adică greu, greu. Păi sentimentul ăsta de autosuficiență, de... Știi chestia asta? Eu știu așa în mare despre ce e vorba, m-a făcut să nu mă apuc. Păi da, asta nu se spun și eu, că tocmai că tu care, și eu la fel, care ne-am fost botezați creștini ortodoxi când eram mici, ne-a fost foarte greu să ne ducem. Eu am citit, când am început eu să citesc Biblia, recunosc că m-am oprit. Pentru că mi-a fost greu, majoritatea oamenilor fac același lucru, încep să citească Biblia același lucru testament, și le este foarte greu să înțeleagă și atunci se opresc și nu, nu mai deschid. Te referi la limbajul arhaic, nu? Nu, mă refer la faptul că dacă încep cu Geneza, cu Deuteronomul, cu Leviticul și așa mai departe, cu cărțile în care Dumnezeu este prezentat ca un Dumnezeu sângeros care le poruncește vierilor să omoare, da. Păi, Biblia este Vechiul Testament cu Noul Testament. Majoritatea au toată Biblia. Nu au numai... uite, Raluca spune că a renunțat să o citească din cauza limbajului. Da, pentru că... Din cauza limbajului aici, cred că e din cauza, iartă-mă, din cauza limbajului arhaic, care n-a fost schimbat din 1600, 1500 și ceva, practic. Cu fostul s-a dus, s-a trecut, s-a... E destul de greu pentru un cititor... În epoca vitezei, care își dorește să citească cât mai repede, să înțeleagă cât mai repede și să treacă cât mai repede prin carte, mai avea răbdarea aia pe care o aveau poate bunicii sau străbunicii noștri, e destul de greu să accesezi informația de acolo. Dar Ralu, uite, până acum cu o sugestie, sau mai multe sugestii, să știi că există variante și traduceri și actualizări ale Bibliei, foarte multe. E noua traducere, este Biblia pe înțelesul tuturor, e Biblia Fidelia, este aceeași Biblie într-o adaptare și traducere conformă cu vremurile noastre. Ca să nu mai vorbim de cea mai uzitată, cred că e Biblie, la ora actuală în România, este vorba de ediția Dumitru Cornilescu. Traducerea Dumitru Cornilescu, care e o traducere din 1929, dacă nu mă înșel. Dacă mă înșel, să-mi spune cineva să mă corecteze. Dar care este cât de cât mult mai pe înțelesul nostru decât cea cu limbaj arhaic, pe care trebuie să o traducem, cred că în limbajul actual al nostru. Trebuie să facem și muncă de traducere. Deci, Ralu, Dumitru Cornilescu, recomand pentru tine, versiune. Așa. Da, asta spuneam, că majoritatea oamenilor când încep să citească Biblia se plictisesc, e greu să înțeleagă. De fapt, Vechiul Testament este istoria poporului evreu, ceea ce pentru cei mai mulți dintre noi este foarte greu de înțeles și neinteresant, așa? Și atunci te oprești și nu mai citești. Și preferă să-și ia hrana spirituală de la un duhovnic, de la un pastor, de la un preot, de la nu știu ce. Mai că Biblia spune că credința vine în urma auzirii. Deci cei care aud cuvântul lui Dumnezeu, este bine să după aia să-l verifice și să înceapă să citească, pentru că acolo Dumnezeu de 2020 de ani, că suntem în 2020, ne dezvăluie fiecăruia pe măsura capacității de înțelegere, ceea ce e bine să facem ca să ne fie bine în viață. Pentru că, de fapt, dacă stăm să sintetizăm puțin ce vrea Dumnezeu de la noi, El nu vrea neapărat ca noi să citim Biblia ca pe o... adică nu avem de dat examen din ea, nu asta e important, sau mă rog, nu asta este cel mai important, dar în Biblie găsești
îndreptarul pentru ca să avem o familie bună, să avem o încredere că nu suntem singuri, să nu mai avem cunoscutele atacuri de panică și să vedem că chiar dacă singuri avem tot felul de, Domnul Iisus spune că îndrăzniți, în viață veți avea multe necazuri, dar îndrăzniți, eu am cucerit lumea. Deci, Amin. prin urmare, noi singuri nu putem să trecem peste depresii, nu putem să trecem peste adicții, fumat, băut, o tot felul de alte adicții, dar împreună Drog, cu. toate adicțiile, jocuri de noroc. Dar împreună cu Iisus Hristos putem. Și El este Cel care poate să ne dea nădejde aceasta că nimic nu este imposibil. El a putut. Bine, lumea să zică, pe păi, da, El era Iisus Hristos. Sau, da, El era. E de fapt o invenție. Sau, nu e mă, că a fost scrisă de niște oameni, adică sunt niște basme. El era și el, a avut neveste, a avut slăbiciuni, ce ai fost tu acolo lângă el. Bine, ok, am înțeles. Toate acestea pot fi dezbătute sau discutate. Dar nu despre asta e vorba. Discuția este cum facem să verificăm în viețile noastre individuale, fiecare dintre noi, dacă ce scrie acolo este adevărat, aplicabil și mai ales se împlinește. Și cum ai descris, Dragoș, și îmi place foarte mult cum ai descris Biblia. Este super pe înțelesul tuturor și aș mai adăuga că ai descris-o exact ca pe o manual de instrucțiune a vieții. Și în manualul ăsta de instrucțiune al vieții găsești și cum să te vindești de depresie, sigur. Normal, normal, normal. Așa e. Cel rău vrea să avem tot felul de îndoieli și tot felul de fobii și tot felul de frici, pentru că frica vine de la cel rău, nu de la Dumnezeu. Da, Și Dumnezeu spune că veți cunoaște adevărul și El vă va elibera. Dar mai și tot mai încolo spune că eu sunt adevărul, eu sunt calea, adevărul și viața. Prin urmare, amin. atunci când îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos, poți să fii eliberat de aceste frici și de aceste angoase pe care foarte mulți dintre noi le-am avut sau le-am experimentat. Și faptul că putem acum să vorbim detașat despre ele este dovada vie că Dumnezeu poate să facă încă orice minune în viața noastră, chiar dacă este aparent, doctorii nu mai n-au nicio, nu au medicamente, nu au posibilități, sunt depășiți, sunt nu știu ce or fi ei, dar noi putem, prin Iisus Hristos, putem să facem multe lucruri, dar să ținem cont de faptul ăsta că atunci când vedem tot felul de-astea, videouri, cărți motivaționale, noi putem prin noi înșine, nu putem să facem nimic printre noi înșine. Putem doar până la un anumit moment. După care nu mai putem să facem nimic. Și era o pildă foarte frumoasă în Biblie în care un om foarte bogat, mulțumit de abundența de recoltă pe care a avut-o și pentru faptul că și-a dat seama că ar trebui să, că nu e încă pe atât de multă binecuvântare a avut de la Dumnezeu, se gândea el că, domne, ar trebui să, la anul gata, fac mai multe, fac, măresc hambarele, că nu, adică trebuie să, sigur, la anul să fac și mai mult, ca să-mi intre și mai mult. Și Dumnezeu i-a zis, nebunule, la noapte vin și îți iau viața. Și ce mai faci? Pentru că el își făcea planuri cincinale, anuale, lunare, dar noi nu avem decât momentul ăsta, uite acum când suntem live, după ce închidem live-ul, nu știm ce se va întâmpla. Acum Clar. putem să vorbim. Acum putem Așa e. să-L primim pe Dumnezeu. Acum Așa e. putem să facem un pas. Înainte sau înapoi. Dumnezeu nu te obligă. El spune, iată, îți spun înaintea ta binecuvântare sau blestem. Bine sau rău. Viață sau moarte. Și tu trebuie să alegi. Contează fiecare ce alege. Dumnezeu respectă această alegere a ta. Liberul arbitru. Asta e foarte frumos la Dumnezeu, că El niciodată nu te obligă să faci nimic. Așa e. Super, super tare, super tare. Îmi place discuția de astăzi seară. Îmi place maxim. Uite, și Mickey G, Mickey spune, așa este, Dragoș.
Fapte bune spun totuși, tot Mickey G. Mickey. Adrian Olteanu, ar trebui tot să înceapă cu Noul Testament, spune Adrian Olteanu, ce tare, bravo. Mickey G. Mickey cunosc, dar să știi că există niște, dacă intrați pe net, găsiți cu siguranță niște planuri de citire a Bibliei. Și pe parcursul mai unui timp, mai mult sau mai puțin îndelungat, pe perioada unui an sau a o jumătate de an, citit așa câteva versete dintr-un loc, câteva versete din alt loc, iar cu câteva versete pe zi, ca să nu stai să o citești pe toată dintr-o suflare și eventual să nu prea înțelegi nimic. Există planul de citire al Bibliei. Sau mai multe planuri. Oana Ain spune, hi guys, virtual hug. Wow! Și noi te îmbrățișăm. Salutare! Ce faceți, dragilor? Șemine pe foc.ro. Salutare la Sibiu, vă pupăm și vă iubim. Uite, Mickey G. Mickey spune, a dat la Esai putere să fie martor vii prin Duhul Său cel Sfânt, le-a dat și multe bucurii. Amin, așa este. Asta ne bucură nouă sufletul. Iisus nu intră în viața noastră cu forță, așteaptă să îl invităm în viața noastră, să-i deschidem. Păi, așa despre asta vorbeam și noi, exact asta am spus. Exact, așa este. Și dacă tu îl inviți și el vine, îți mai trebuie lumină? Dacă el vine cu lumina? Dacă o ai, nu de la Ierusalim, de la însuși Iisus, lumina. Păi nu, dar el e lumina lumii. El e lumina, da. Îți mai trebuie lumină din altă parte? Da. Și noi salutăm înapoi. Mă bucur tare că ați intrat. Dragilor, puteți să știți, frumoșilor, că puteți să intrați și live pe... Adică să intrați live cu noi, să vă și vedem, că ne e dor de voi. Am tot pus stream-ul ăsta de pe care se poate intra. Este un link, doar puteți, trebuie să doar să-l copiați într-un browser și după care să urmați pașii pe care vi spune browserul respectiv. Ia, spune tu, Ana. Și relea nu. Hai să spun și eu ceva. Dacă stai. Ok. Hai, te ascultă. Bună seara. Am și o întrebare. Am văzut că vorbiți foarte mult despre Dumnezeu. Iisus este Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu? Iisus este Fiul lui Dumnezeu, dar care are... Mulțumim pentru întrebare. Da. Și care este... Dumnezeu, pentru că este în puternicii de Dumnezeu Tatăl. Este la dreapta Tatălui. Stai să vedem ce spune Oana. Depresia este starea în care tot ce contează este propria ta suferință și asta ne distanțează de ceilalți oameni. Corect, uite ce frumos ai zis. Așa este. Bravo. Dar dacă este bravo, să ne gândim și la lucruri frumoase, asta este pentru Ralu, depresia poate fi considerat un dar oferit omului pentru a se gândi la propria persoană. Adică coronavirusul poate fi considerat. Da, interesant. Da. Interesantă abordare. Și ai dreptate. Ai dreptate. Îmi place maxim ce se întâmplă. Bineînțeles, în principiu oamenii au tendința atunci când li se întâmplă, de cele mai multe când li se întâmplă, este foarte interesant ce am observat eu. Când ți este bine, nu prea te gândești la nimeni. Ți-e bine ție și e foarte bine că ți-e bine ție, deci ești destul de egoist. Când ți este rău, adică când ți este, ai depresie, te gândești tot la tine, că uite ce nasol e, că dar cineva nu-i pasă nimănui de prin ce stări treci tu, știi? Și că oricum el n-a trecut pe acolo și până nu trece nu o să înțeleagă niciodată, dar poate au trecut și alții pe acolo și știu despre ce e vorba și s-au vindecat. Despre asta e vorba. Da. Nu? Rabia Elamin, nu este decât un singur Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, dar Domnul Iisus Hristos este calea, ușa prin care noi putem să ajungem să ne împăcăm cu El. Acum, dacă vrei să intrăm în polemica asta, adică în discuția asta, că este foarte frumoasă întrebarea și bună, noi vrem să facem teologie neapărat, dar
părerea noastră este că Dumnezeu este unul singur, El nu își împarte slava cu nimeni, iar Domnul Iisus Hristos, prin jertfa pe care a făcut-o pentru ca noi toți oamenii ceilalți să putem să căpătăm această posibilitate de a ne împăca cu Dumnezeu și de a fi mântuiți, este Cel care stă la dreapta Tatălui, așa cum trebuie să stea, este Fiul de om și Fiul de Dumnezeu, și Dumnezeu prin faptul că a plătit prețul. Asta cred eu acum, tu poți să ai altă părere. Eu nu sunt teolog și nu sunt nici pastor și nu sunt nimic. Sunt un băiat care are niște păreri și ele nu sunt nici infailibile, nici adevărul absolut. Adevărul absolut este Domnul Iisus Hristos. Nu, da, încă o dată, facem o trimitere la Biblie și de acolo să înțeleagă. Dacă nu o citești, n-ai cum să înțelegi. E o depresie, e mare. Depresie mare la Mangalia, fără conștientele voastre. Bă, la Gimone, peste Mangalia. Ce facem? Băi, te rog frumos din toată inima la Mangalia Online. Deci vă rog din toată inima, mâine, dacă puteți și dacă e frumos afară și nu vă plouă prea tare, nu vă plouă acolo la Mangalia, vă rog din toată inimioara mea de solist vocal la formația Proconsul să mergeți, stai, lasă-mă puțin, Cosmin cu Suceava, să mergeți pe faleză și să ne faceți și noi o poză cu steluța Proconsul de acolo de pe faleză. Avem o steluță și noi acolo pe pavaj și vrem să știm ce mai face, ne e tare dor de ea. Și dacă puteți, vă rog din toată inima mea, faceți-ne o poză și trimiteți-o pe Facebook la noi, pentru că o vom posta, să o vedem și noi, să o vadă și toți prietenii noștri, că e bine, că e în regulă și că n-a spart-o nimeni. De acord? Foarte tare, da. Așteptăm o poză de la Mangalia cu steluța Proconsul. Noi nu suntem nici religie, suntem creștini. Și religia noastră e cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Uite, Mangalia zice că s-a făcut cu mare drag. Yes! Super tare, Mangalia Online! Interesant. Vreau să-mi schimb cartea de muncă. Ce tare! Foarte tare! Îmi place maxim. Marian. Păi să știi că nu e foarte greu să schimb cartea de muncă. De fapt e pașaport, ăsta e deja cetățenia să schimbi. Ce tare! Da, e foarte mișto. Așa este și să știi, ai perfectă dreptate. Uf, cel rău nu vrea să te piardă sub nicio formă și nu vrea să ne piardă pe niciunul cei care ne gândim să-i spunem da lui Iisus. Și va pune multe piedici, numai că regele regilor și împăratul împăraților e mai puternic decât orice armată a celui rău. Și cu credința, atunci când tu îți declari apartenența, vei avea de partea ta cei mai buni apărători, care te vor scoate din orice clinci în care te-ar băga cel rău. Nu e ușor. Cu toții ne luptăm, să știi, cu lucrul ăsta. Eu nu spun acum că noi știm foarte bine să procedăm corect și că nu ne ies lucrurile ca la carte. Nu, sub nicio formă. Și noi suntem atacați. Noi, și eu și Dragoș, putem să spunem că îl iubim cu toată dracu, cu toată inima noastră pe Dumnezeu și vrem să facem voia Lui. Numai că suntem atacați și noi și familiile noastre și suntem în permanență, suntem o țintă pentru cel rău. Și numai că, da,
ortodoxi citesc din Biblie și suntem și noi copiii lui Dumnezeu. Păi normal că sunteți, Cosmin Andrei, că sunteți creștini. Ia uite suntem că a intrat Marius. Salut, Marius! Wow! Hai. Uite cea mai mare surpriză, vă rog frumos să mă lăsați un pic în pace. Ți-ai luat inima în dinți. Ce tare! Băi, ăsta e cel mai frumos zâmbet pe care l-am văzut eu în ultimul timp. Ăsta e. Uite-l, mă, ăsta. Deci nici măcar la concerte nu vedeam zâmbetul ăsta. El e Marius Ionele, prietenul nostru, dragilor. Care vă arată că se poate să intrați cu noi. E o mare plăcere pentru mine și un, credeți-mă, și un privilegiu să-l avem aici pe pagină pe Marius Ionele. Și numai pentru mine și Robert, dacă se uită acum, vreau să-l salute pe Marius Ionel și tot prietenii noștri să-l salute, pentru că și-a făcut curaj. Pentru cine nu știe, Marius e foarte emotiv și nu prea își dorește să iasă în prim plan, numai că de acum, în seara asta, ești în prim plan. Da. Dragoș e stânga, eu sunt dreapta. Tu ești centru, deci tu marchezi, noi ridicăm la fileu, iar tu punctezi. Uite, te salută prietenii, Michi, Ralu, Mariana, Cristian, da. Te salută. Bună seara, în primul rând. am emoții mari de tot. Depășește-le. Da. Te pupă gelul. Ce pot să zic? E magic pentru mine, voi sunteți terapia mea pentru suflet și pentru depresie. Ce să zic? Sau bucură enorm. Să simt telefonul enorm. Că tremur. Trebuie să simt telefonul. Bodo știe că tremur. Așa că... Stai, Marius, lasă-mă un pic să-i răspund Zara. Zara, e foarte mișto întrebarea lui Rabia, fratele tău, și știu că religia islamică nu recunoaște pe Iisus Hristos ca și, ca și Dumnezeu, ci doar ca și proroc. Ca și profet, da, la fel ca și Mahomed, el a fost un om și, mă rog, asta este o chestie, o discuție, nu am acum neapărat... intenția să intrăm în ea. Dacă vrei, în zilele următoare putem să aprofundăm subiectul ăsta și dacă el se mai uită și are răbdare, o să intre și Robert. Și Robert este și mai, cum să spun eu, în măsură să explice și mai mult despre... El cunoaște mai bine și Coranul, pentru că el chiar l-a studiat, și atunci poate să facă niște paralele. Dar mulțumesc pentru întrebare și, cum să spun, nu vreau să-l, n-am vrut nici să-l ofensez, nici să-l, cum să spun eu, să-l expediez. Pur și simplu i-am spus părerea mea. Gata. Uite, Alin, Mihai, Năsăudean din Alba Iulia. Adevărat am înviat. Alinul! Ursule, ce faci, ursule? Vrem să te vedem, ursule. Adevărat am înviat, Alin. Da. Uite, Michi zice că bine ai venit în club, Marius. Mulțumesc. Sunt din 2014. Mă rog, din 2014 în clubul fanilor Proconsul. Uite ce spune Ralu, că e cel mai tare exemplu. Dacă el a putut, voi putea și eu. Mariana Crișan este Mariana din Turda. Da, Mariana, o salutăm pe Mariana. Și mă bucur, te-a scris extraordinar de tare treaba. Uite, Mariana e gata să-și ia un alt pașaport, să schimbe cetățenia. Ce tare! Da, da, foarte tare. Foarte tare. Foarte frumoasă discuția din seara asta. Și sperăm că am mai, cum se spune, am mai alungat niște demoni, în sensul de astea, demonul de frică, de depresie, măcar puțin așa, le-am alungat puțin până la ușă, măcar, ca să putem să... Pot să spun două cuvinte, Dragoș? Da, bineînțeles. Dacă se poate. Da, cum să nu. Nu o să rețin prea mult, pentru că știu că e multă lume. Sunt trecut prin depresie și multe altele. Pe voi v-am cunoscut live cu campania Fi un om mai bun în 2000.
Eu am fost la mai multe concerte de ale voastre, dar când făceați poze cu fanii, n-am avut curaj. Pot să confirm aici, pentru toți cei care se uită și vă asigur că nu o plătește nimeni pentru chestia asta, că proconsul, după mine, și solistul, care pentru mine cred că nu, sincer, nu cred că există voce așa de live, super. Bodo și proconsul stă până la ultimul fan, dacă puteți să credeți așa ceva, la poze. Eu n-am pus să cred așa ceva, până n-am trăit. Și asta este chiar, n-am cuvinte cum să-i explic, adică dacă am venit, eu am și boli fizice, am multe probleme, ok, și am venit, am leșinat la concert de 2 ore, am venit în noapte, am venit minus 15 grade, am dat în probleme de plămâni. Pentru voi am venit, pentru că în primul rând ați fost oameni, cu adevărat oameni, și muzica. Eu vă ascult muzica de foarte mult timp de ani, dar bineînțeles că cer o știam de mult timp. Visul meu, și asta e cel mai important, eu n-am realizat nimic în viața asta, personal vorbesc, dar visul meu de mic, de copil, când mă uitam la televizor, și mai am vise să mai fac poze și cu Monica Angel și cu Luminița, dar n-a fost să fie. N-a fost să fie, a tremurat Marius și n-a avut curaj. Visul meu a fost, când mă uitam la televizor, wow, ce-ar fi vreodată să întâlnesc unul din oameni din trupele astea? Și am întâlnit. Și am fost acolo. Și am trecut și pe lângă voi de multe ori la concerte, în sensul că nu aveam curaj. Voi cântați în Herăstrău și eu nu aveam curaj să intru. Și m-am ascultat de afară, pentru că am fobie socială. Eu am traume vechi, mi-e frică de oameni în principiu. Am depresie, am multe. Dar pentru voi, și v-am și spus, nu e un secret. Am 3 trupe mari, top 3 românești, care știți bine, și sunt toate 3 același, deci să nu vă supărați, dar același pentru, la același nivel. Deci, dar nu avem de ce să ne supărăm. Spui proconsul, spui holograf, pentru mine spui direcția 5. E o onoare pentru noi să ne compari cu colegii noștri, să știi, Marius. Sunteți la fel, mai ales că m-a regăsit în melodiile voastre cele care aveam nevoie în momentul ăla. Eu am stat mult timp prin parc, singur, și ascultam melodiile lângă mine sau ascultă inima sau chestii astea care, în mod normal, în concerte nu. Așa? Ce vreau să spun haios cu Bodo? Tu spui, fii atent, vreau să te întreb ceva. Tu spui că ți-ai învins teama, fobia de oameni și depresia și teama și timiditatea, ți-ai învins-o doar pentru a intra în contact cu noi sau cu holograf sau cu direcția 5, doar pentru, dar asta te-a ajutat foarte mult, nu? Eu consider pentru... Da. Pentru că așa gândesc. Consider că asta e modalitatea prin care Dumnezeu te poate ajuta pe tine. Te ajute pe tine, poate. Te ajută, de fapt, pe tine. Pentru că tu ți-ai depășit niște bariere în momentul în care ai intrat în contact cu noi și cu, în primul rând, cu ce s-a întâmplat în seara asta. Că tu ai intrat pe pagina noastră de YouTube. Wow, ce scrie aici, dacă nu intrai în direct, nici nu mai puteai să zici că ești fan proconsul. Întotdeauna vorbim, Marius, foarte frumos. Ce tare, Mariana. Mulțumim frumos. Deci, Marius, este vorba de... De ce? Deci deja tu ai făcut niște pași enormi și dacă asta te ajută enorm, te ajută pe tine să treci la un alt nivel, să învingi fobia de oameni, să învingi teama de diferite lucruri, anxietatea și depresia. Eu ți-am mai spus odată și îți mai spun încă o dată și acum și o declar în fața oamenilor, a tuturor celor care ne ascultă și care pot povesti altora.
eu și noi suntem aici să te ajutăm. Deci noi suntem aici să te ajutăm. Trebuie doar să-ți învingi teama și câteodată, pentru că tu ai telefonul meu din câte mi-aduc aminte, dacă nu-l ai, ți-l trimit. Eu aștept un telefon de la tine și oricând să știi că putem vorbi și putem dialoga fără niciun fel de problemă. Te putem vedea atunci când vom putea să ne putem vedea. Salut, Ovidiu! Salut, Ovidiu! Botoșariu! Da. Abia aștept să văd lucruri bune întâmplându-se cu tine, pentru că deja au început. Ăsta de astă seară e un lucru extraordinar. Man. Este un lucru foarte mare. În primul rând, mulțumesc pentru că m-ați încurajat mult și de la... Eu sunt educat altfel, sunt educat în anii comunismului, cum se zice, să stai până la spate în bancă și întotdeauna prietenii știu, care mă știu, chiar mă cunosc și eu nu deranjez oamenii, nici prietenii din copilărie nu-i deranjat de toată. Nimeni nu i-am sunat, adică dacă sunt un introvertit, dar de când v-am cunoscut, felul vostru, dar... comunica cu oameni și, în primul rând, fără supărare, prima conexiune cu voi a fost prin Robert. Da, știm. Sper din suflet că nu l-am supărat anii ăștia cu ceva, habar, n-am, sper din suflet că... Nu cred. Ascultă, nu suntem deloc supărăcioși. Noi nu suntem supărăcioși. Deloc. Și niciun caz nu cu oameni ca tine. Adică nu suntem nici noi perfecți. Avem și noi, ca să zic așa, atitudinile noastre uneori mai plăcute sau mai puțin plăcute, dar nu cu oameni ca tine. Adică prietenii noștri, cei care, pentru că avem și noi măcar atâta intuiție ca să vedem cine sunt cei care au rămas foarte așa, avem poate foarte mulți prieteni în țară și poate și în străinătate, dar sunt câțiva pe care au rămas foarte, foarte, foarte aproape de noi. Și tu ești unul dintre ei. Mulțumesc. Pentru mine contează enorm. Deci este un vis. Puteți să credeți că e un vis frumos pentru un introvertit de 43 de ani? Păi de-aia am și insistat să faci cumva să intri, pentru că nu aveai de ce să nu intri. Adică nu poți la nesfârșit să trăiești doar cu neîmpliniri. Trebuie să existe și să reușești să faci pasul ăsta, știi? Și din cauza asta trebuie să îți iei inima în dinți și să uneori, asta nu are legătură cu bunul simț, nu are legătură cu educația, nu are legătură cu felul oamenilor de a fi uneori mai agresiv sau alteori, cum spui tu, introvertiți. Are legătură cu faptul că există anumite momente în viață când trebuie să te autodepășești. Dar, repet, autodepășirea asta despre care vorbesc toate discursurile motivaționale de pe net și de pe din cărți și din articole și așa mai departe, din punctul meu de vedere personal, nu au nicio valoare dacă nu sunt însoțite de Dumnezeu. Nu au nicio valoare. Nu poate nimeni să facă nimic, de aia și este vorba, nihil sine deo. Nu se poate face nimic fără Dumnezeu. Asta este părerea mea. Știți că nu sunt cu biserică, dar cred în divinitate. Asta sunt. Da, dar nu trebuie să fii, nici noi nu suntem cu biserică. Nu vorbim de biserică aici, vorbim despre Dumnezeu, de divinitate, cum spui tu, știi? Vreau să spun doar un lucru haios și tot așa mai... Să mai destindem oameni de pe canalul. Da. Sper să nu se supere Bodă, dar pentru mine a fost o surpriză de proporții noaptea. Dacă vă aduceți aminte, noaptea de noiembrie 2015, când ați cântat pentru cei de la colectiv, în Herăstrău. Ai o noapte pentru mine foarte importantă în relația cu trupa. Pentru că noaptea aia
nu eram foarte, foarte mulți în frigul ăla. Da, era nu și era. Nebunia cu... Așa, și eram prieten atunci de Facebook, cum s-ar zice, și numai. Și real, am cunoscut doi oameni absolut fenomenal după mine, pe Micuța și pe Alexandra, nu așa cum o chema, da. Fan, proconsul. Din păcate, am problema asta, eu sunt sensibil la vorbe, dar sunt și foarte acid uneori, că sunt în pești și asta e. Și s-au îndepărtat sau i-am supărat cu ceva, dar ideea este că eram singur în fața scenei acolo, lipit de gard. Aole, nu prin plan, te rog, eu de acolo. Nu, nu, nu. Așa, la mine devin puțin în actele medicale, așa scrie, fobie socială, cluster C cu evitarea expunerii, adică eu nu pot să suport chestia cu expunerea. Eu acum știi ce fac, nu? Acum te testez ca să te fac să depășești chestia asta, să te expun. Că știi da, obișnuința este a doua natură. Nu-i nimic, ești acasă la tine oricum, ești mai în siguranță. La mâine și să vezi cât de bucuros și de liniștit și de mulțumit vei fi după aia. Seara asta va fi foarte tare. În primul rând e bună pentru mine, că te-am avut în seara asta aici și mie nu mai trebuie nimic, sincer, decât să intre cât mai mulți prieteni acum pe pagină și să-i salut, dar ca și target, între ghilimele, seara e atins. A intrat Marius Ionel. Wow! Ce spune Michi, mi-aș dori mult să ne cânte un pic din Visele care nu dorm. Sau Un om mai bun, sau Pentru tine. Da. Păi uite, știi ce facem? Cântăm de la Visele care nu dorm. O să punem și o să cântăm împreună cu Pozitivul, da? Da. Am încercat, mă rog, dar uite, mâine o să dezbatem asta, pentru că astăzi seara mă pregătisem de un subiect, dar vezi ce tare că a derăiat un pic subiectul spre un păgaș extraordinar. Vezi ce tare, omul propune, dar Dumnezeu dispune. Exact. Dumnezeu a dispus subiectul de astăzi și am divagat puțin. Voiam să atacăm, dar atacăm mâine asta cu când vine odată primăvara cu adevărat, adică cu... cu călduri mai și noaptea peste 10 grade, știi? Să nu mai fie noaptea frig și dimineața așa de friguț. E destul de friguț. Tu care mergi mult pe afară și te felicit pentru asta, cum e, dragule, mai ieși? Ai mai ieșit în ultimul timp, Marius? Nu. Adică nu am ieșit la drum lung și asta. Ultimele concerte văzute a fost în decembrie 2019. Ați avut un concert la Hard Rock Cafe, da. Nu te știu. Da. Din păcate, fizic, problemele care le-am fizic nu-mi permit. Și problema cu fobia socială, care încă n-am depășit-o cu terasele acelea, cu incintele și alte chestii. V-am văzut, în schimb, la Bărăria H atunci de mult. Și am avut prieteni de nota 100, care m-au ținut la telefon și pe WhatsApp și am transmis și altora și i-am bucurat și pe alții și m-au încurajat și pe mine să rezist acolo mulțime, pentru că am fobie de mulțime. Avem o rețetă pentru tine. Avem o rețetă pentru tine, pentru că ești un caz special și pentru cazurile speciale și noi suntem dispuși să facem lucruri speciale. La concertele noastre, la care îți dorești să vin și la care poți ajunge, tu poți sta undeva lângă inginerul nostru de sunet, care este un loc foarte safe și cu siguranță că fobia de celelalte persoane nu s-ar dezvolta acolo. Cred că e o variantă. Gândește-te la ea și dă-ne de știre. Și nu e o problemă. Adică doar anunță-ne și cu siguranță că tu poți sta acolo. Sau un backstage dacă ai chef, dar nu se aude foarte bine. Locul cel mai vânat de adevărații ascultători de muzică este locul de la mixer, unde inginerul de sunet sau sunetistul face în așa fel încât să se audă pentru el bine, de obicei, știi? Și acolo toată lumea își dorește să stea, cere o locație mai pe lângă masa de mixaj. Numai că acolo e undeva îngrădit și acolo poți să stai liniștit fără să ai teamă că te atinge cineva sau că te apropie să apropie cineva de tine. Înțelegi? Deci, cred că e rezolvată și asta.
Vreau să spun doar povestea din Herăstrău, dacă se poate. O să urâdă probabil oamenii de pe canal, da? Nu. Așa, în Herăstrău, în noaptea aia, eram singur acolo, primul, adică nu că simt, primul la gard, la scenă. Nu o să uit asta, credeți-mă. Deci, era și noapte, era cât era? 12 noapte, 11 ceva. Da, am cântat foarte târziu. Da. Și Bodo nu știa de Marius, oricum nu conta asta, eu îl vedeam pe Robert. Da, mi-a povestit că de... Robert mi-a spus despre tine. Și continuă. Bodo la un moment dat a zis, o să cânt o melodie acum pentru tine, pentru cel din față cu haina neagră, ceva de genul ăsta. Și m-am uitat în spate, care e, adică în spate era Alexandra, nu mai știu cum o chema, parcă și cu o prietenă, nu știu că e acolo. Ioana Alexandra. Îmi pare teribil rău. Ioana. Și n-am mai ținut legătura cu mulți, oricum. Și ce cântă Bodo? Fata pentru care? Cânt. Deci, nu vă puteți închipui cum am simțit eu, toată mulțimea în spate, știind și râzând fetele în spate de situația, în sensul nu rău. Da. Nimeni n-a cântat vreodată să-mi dedice mie vreo melodie și vorbim de proconsul, adică vorbim de, nu știu, nu vă ridic în slăgi, nu e cazul. Vreau să spun doar ta, oamenii care nu știu, și eu tot pun pe Facebook și eu voi pune câte zile am, oamenii care nu știu, trupa Proconsul e singura trupă românească la ora actuală cu o melodie câștigătoare la trofeul de aur, cerbul de aur, cu cerul. Deci dacă nu știți chestia asta, eu o să râdeți, eu nu știu pe de rost versurile melodiilor la nicio trupă, decât dacă au mergând piesa. Dar stările care mi le dați, eu v-am ascultat și la Bucurie și la Necaz. Și în spital și pe străzi și la concerte și peste tot. Eu, din primul moment când v-am văzut în concerte, mi-a fost foarte rușine să vă abordez, pentru că eu sunt undeva, cum să zic, de rând, și voi sunteți totuși o trupă. N-are nicio legătură asta cu de rând, de nerând. Dragule, hai să spun ceva. Așa cum tu spuneai mai devreme, noi vă cerem vouă, prietenilor și fanilor noștri, pe vânt, pe ploaie, pe furtună, pe soare, pe căldură, noaptea, ziua, să veniți la concertele noastre. Corect? Să ascultați piesele noastre. Corect? Avem cerințe. Corect. Noi? Să ne dați like-uri pe Facebook și să distribuiți, să dați subscribe pe YouTube. Da? Corect? Spun? Corect. Înainte vă ceream să cumpărați albumele noastre, să dați bani pe albumele noastre. Corect? Corect. Să plătiți biletele la intrare, să dați suportul pentru artist. Deci vă cerem, din punctul nostru de vedere, foarte multe lucruri. Și cred cu tot sufletul că orice artist, pentru toate aceste cerințe, este dator, și când spun dator, subliniez dator, cu vârf și îndesat, să stea până la ultima poză. Să-și respecte fanii și prietenii declarați și să iubească și să le arate dragoste. Așa că, dragă Marius, cred că e un lucru absolut normal să ne comportăm așa. Absolut normal. Și îți mai spun ceva. Salut, Robertores! Robert, love you, my guys, my friend. Hai, my... extraordinar, uite-l pe Marius. Și-a luat inima în dinți și a intrat cu noi. Și povestea că tu ai fost tardul. Liantul, da, datorită ție. Mă duc să pregătesc, Marius, mă duc, eu vă aud, mă duc să pregătesc. Bine că a intrat și Robert, care să țină împreună cu
cu Dragoș treaba aici, am adus să pregătesc un pic cântarea, da? Prea târziu. Și mă întorc imediat. Eu vă aud. Eu în timp, tot timpul ăsta vă aud. Deci, Robert. Da. Marius și-a luat inima în dinți și a intrat. Și povestea cum... uite, te salută și Ovidiu de la Botoșan, Roberte. Ovidiu, prietenul nostru. Ce faci, măi, poliția română? Băi, dă și tu ca să vezi alea, notificările, Robert. Da, nu știu cum. Bine, lasă, gata, ok, bine, lasă că spun eu cine te mai salută. Oricum, auzi, dragostea față de Ovidiu este mereu și netern. Ce să mai discutăm? Altceva. Marius, uite, spune Alexandra Toader că îți mulțumește că ai anunțat-o, că era tare de ori de noi sau de tine, nu știu, sau de noi toți. De voi, de voi. Îl salut pe Robert, care, na, ce să mai zic, mulțumesc pentru tot, Robert. Noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot. Pentru noi, pentru familiile noastre, pentru prietenie, pentru frăție, pentru dragoste, pentru iubire, pentru interes reciproc, pentru ideologie, pentru credință, pentru tot. Nu avem cum să ne mulțumim noi între noi, pentru că noi suntem niște simpli muritori. Chiar dacă n-am fi credincioși biblic vorbind, adică scriptural, și am fi doar de bazm, să spunem, de bazm, da? Să spunem, am crede în bazme, da? Oricum, ăla cel mai mic, un prâzlea, da? Care alege în pofida fraților lui. Alege, da? Mărțoaga. Alege mârțoaga, dar mârțoaga, nu, noaptea, când vine noaptea, noaptea cea grea, adică încercarea peste toți, așa s-ar traduce în bază, observă că mârțoaga, deci prâslea, observă că mârțoaga mănâncă jar de foc. Și jarul ăla de foc transformă mârțoaga în cea mai bună călăuză și în cel mai bun mobil, ca să zic așa, vehicol către împărăția lui Dumnezeu. Și în pofida fraților lui, care aveau nume mari, aveau aur, aveau argint, aveau putere, aveau înțelepciune, aveau rang înalt, așa, prâslea, care nu prea era chemat lumește vorbind, da? Dar el era chemat de Dumnezeu. Și el face cumva și aduce merele de aur, da? Acasă. După o întreagă incursiune. Deci, ce vrea să se înțeleagă din toată această istorie sire, foarte pe scurt, într-o singură propoziție. Nu este nu este pentru cine se așteaptă și alegerea lui Dumnezeu nu este după rang înalt, este după inimă. David, da? Care spune că este om iubit după inima lui Dumnezeu, era de la voi. Era cel mai mic, cel mai nesemnat și Dumnezeu l-a chemat de la oi. El s-a dus înaintea fraților lui, s-a luptat cu Goliat, l-a bătut și i-a dat multă cinste lui Dumnezeu și Israel, poporul lui, a izbândit printr-o singură praștie și cu o singură pietricică. Da? Și pietricica aceea, piatra din capul unghiului, este Domnul Iisus Hristos. Zi, Marius, vrei să zici ceva lui Robert? Asta ne unește pe noi, Marius, fără să-ți dai seama. Stai că vreau să zică ceva. Robert, da, vreau să zic în primul rând că am uitat să zic, Dragoș, îți mulțumesc mult pentru tot. Cu Robert, nu știu să mai zic, că oricum e un om foarte, foarte, adică inteligent și nici nu pot să discut la nivelul lui, așa că n-am cum. Eu știu un lucru, când vă văd pe scenă acolo, pe fiecare, cu câtă pasiune cântați, deci cât de greu mie
momentele alea nu contează. Vă vreți fizică. Cât de greu sau de strâns sunt, jucând cu voi. Și asta s-a stărează vouă. Adică și ceilalți care sunt la concert acolo. Creați o stare, nu știu cum să vă explic. Deci eu nu m-am dus la trupe, am fost la 400 de concerte sau recitaluri în 6 ani de zile. 400. La 400 m-am oprit să le mai numesc. Să mai nume. Și o spun, da, o spun. Ce trupe? Nu, am spus că te-ai oprit să le mai numeri. Nu, ne-a interesat dacă ți-ai luat banii de la stat. Atât de tot. Lasă-mă, nu e, că n-a luat nimeni niciun ban. Glumesc, mă, glumesc. Adică să nu fi fost truta lui de pomană. Auzi, Marius, el te întrerupe și glumim ca să te scoatem, ca să nu mai fii emoționat. Asta este țelul. Normal. Nostru, normal. Adică normal. Nu suntem bajucoritori, ca să nu înțelegi greșit. Că dacă nu înțelegi... Nu, că vă știu, adică... Dacă nu, atunci pot să mă transform în Florentina Opriș și îți fac un ansamblu de mișcări și un ansamblu de exerciții, știi, cu care să reziști primăvara aceasta, care este foarte frumoasă și natura înflorit și Dumnezeu în orice floare, în orice pasăre cântătoare, în orice copac, în orice alee din parc și aș putea să te mint, adică în felul ăsta, ca să-ți dau o nădejde falsă. Dar nu, vreau să spun, Dumnezeu este în noi. Și starea pe care o căpătăm noi este cea mai mare binecuvântare. El ne dă un echilibru, o pace, o dragoste și o înțelegere cu care noi să rezistăm lumea aceasta rea, cum s-ar zice. Dacă n-ar fi El, am fi fost pământ. Înțelegi? Și asta vrei tu să exprimi, dar nu prea știi să o spui. Și noi te ajutăm să o spui. Înțelegi ce zic? Zici foarte bine, pentru că Dumnezeu chiar este în om. Eu așa consider. Așa este. Uite, bă, că a spus-o, bă, te mă bucur. Bravo! Slavă Domnului! Glorie Domnului! Glorie Domnului! Copilor, am ajuns deja, mai avem 7 minute și ajungem la ora 11, aproape de miezul nopții. Cred că a venit timpul să dăm drumul la piesa pe care au cerut-o. Nu știu cine a cerut-o. Prea târziu. Cine a cerut, Dragoș, prea târziu? Că prea târziu cântăm astă seară. Păi nu, nu mai știu cine a zis. A zis că să cântăm orice, cred că Michi. Ok, ne spune acum. E pregătit prea târziu? Dăm drumul la treabă? Da. Deci colaborare cu Lora. Colaborare cu Lora. Am mai spus-o. Nu, dar el a vrut așa, visele care nu dorm, nu mai pun visele pentru care tine. Nu dorm, bă, ok. Ok, atunci trecem la visele care nu dorm. Da, cred că oricum și pentru tine era același lucru. Nu era nicio problemă. Nu pentru tine, prea târziu. Prea târziu, scuze. Visele care nu dorm, ok. Căutăm visele care nu dorm atunci. Wow! Robert! După aia, fratele lui Zara, prietena noastră, care ei sunt la religie islamică, ne-a pus niște întrebări, o să ți le pun mai târziu puțin, dar după ce te cântă Bodo, și vreau să dai și tu un răspuns, că presupun că se uită. Zara, uite, tocmai te-a salutat. Te-a salutat. Și după ce te cântă Bodo, să-i dăm un răspuns, că eu i-am dat un răspuns și aș vrea să-i dai și tu. Gata. Așa. Așa. Deci în direct din rulota. Vezi, Dragoș? Da. Dragoș, scuze. Vezi că intră și Caterea cu noi acum, da? Da, foarte bine. Dar stai să cânte Bodo. Ok. Da. Și hai. După aia îl primești și pe el, da? Da, da. Așa. Bun. Deci în direct din rulota care apare în videoclipul acestei piese, în Visele care nu dorm, și din locul în care a fost filmat o parte a videoclipului, de fapt tot videoclipul, Visele care nu dorm. Avem o problemă? Nu e o problemă?
dinamic avem dorințe mari. Să văd oceanele și nunții mari, să fiu erou și să pot să zbor, să salvez lumea, să fiu nemuritor. Când eram tânăr m-am îndrăgostit, dar prima iubire m-a și rănit, și până la ultima am avut de acceptat un pic. Tata-mi spunea să dau tot ce am, nimic nu e nou. Mama-mi spunea să-mi țin inima departe de rău, să cred în visele care nu dorm. Visele care nu dorm. Am vrut să am putere și să-mi fac un nume, să las și eu amprenta mea în lume, să nu mai am prieteni care mă rănesc, să-mi văz cum să știu pe care să-i păstrez. Acum sunt mai mare și am înțeles că ții mai scump pe lume n-are niciun preț. Și chiar dacă sunt prea să nu uit să mai visez. Tata mi-a spus să țin capul sus atunci când e greu. Mama-mi spunea să-mi țin inima departe de rău, să cred în visele care nu dorm. Visele care nu dorm. Și acum dublându-l pe Udi Dragoșutilă, atunci când sunt cele mai grele momente din viață, aleg să le trăiesc doar cu speranță. Am ales să nu mai pun la suflet și fiecare clipă să o trăiesc doar cu un zâmbet. Vreau să fiu om mai mare, mai mare decât artistul. Vreau să pot convinge până și timpul. Lasă dragostea să țină ritmul. În viață am ales să nu fiu ăla trist. Oh! 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 Glorie Domnului! În visele care nu dor. Când eram mic am avut de ales, acum sunt mare și am înțeles. Bravo, bravo frate. Bravo, bravo. Bravo, Catera! Bravo, Catera! A intrat Catera, ce tare! Vă salut cu tot respectul, dar n-ar trebui să vă spună numai proconsul, ar trebui să vă spună proconsul pe vecie. Foarte tare, foarte tare! Ce faci, Catera? Cum ai făcut sărbătorile astea? Cred că e prima dată când n-ai putut să ieși din țară, să te duci și tu la... Nu din țară, nu, din casă. Am reușit. Cât am putut, am stat pe câmpuri. Foarte bine. Foarte tare în natură, foarte tare. Știi că e mare lucru să poți să le ieși din casă. Și am stat la distanță și cam atât. Bine că ne vedem sănătoși, ca să zic așa. Ai început munca? Da. Bravo. De astăzi sunt activ 100%. Na. Nu e de muncă pe... Stai că nu te mai aud. Pentru că e situația care... Nu te-am auzit, ai problemă cu internetul, Ionuț. Nu te-am auzit, ai problemă. Am zis că e conexiunea nasoală. Nu e de muncă, dar muncesc cât pot. Îți dai seama, tu măcar poți să muncești. Noi suntem aici, muncim la online. Doamne. Ia uite, dansa mutam. Deci, Robert. Da. Uite. Înainte de a intra Marius,
Noi am avut o discuție mai mult sau mai puțin spirituală, ca să zic așa. Am vorbit despre Dumnezeu. Așa. Slavă Domnului. Și? Mă rog, fratele lui Elamin, lui Zara, ne-a pus o întrebare. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu? Dar nu știu care fratele lui Zara. Păi tu nu aici trebuie să știi. Zara este prietena noastră. Uite. Zara Elamin? Da. Da. A, păi e și prietena mea, mă. Cum să păi nu? Tocmai că ți-am spus că te-a salutat. Păi tocmai, fratele ei. Sunt trei frumoase, da. Două surori și o mamă. Și au și un frate. Și un frate. Eu m-am referit la partea feminină, că na, nu sunt cu băieții. Bun, ok. Dar fratele ei, pentru că eu nu știu de ce nu găsesc acum comentariul, ca să ți-l citesc. Așa? Ne-a pus o întrebare și eu i-am răspuns cum m-am priceput eu și acum e rândul tău să-i răspunzi. Referitor la dacă Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Uite, durează foarte puțin. Da. Două secunde înainte să încep, Robertone. Stai un pic, Robertone, înainte să încep. Eu mai am 5% baterie și n-am alimentatorul lângă. S-ar putea să se întrerupă tableta mea și să ies. Ca să îți dau prioritate. Vă iubesc pe toți tare mult și ne vedem mâine seară. Îți dau prioritate. Dar nu, gata. Vorbiți, am anunțat doar că mai am 5%. Îți dau prioritate. Poți să spui ce vrei tu, ești fratele meu, îți dau prioritate. Gata, după aia pot să vorbesc. Spune acum. Spune că gata, am pus. Vis-a-vis de Zara Elamin, o știu pe ea, pe sora ei și pe mama ei. Mă rog, de frate am auzit acum. Da. Foarte pe scurt, o să spun așa. Ele sunt niște ființe nobile, încercate, deosebit de frumoase, niște creații extraordinar de frumoase ale Domnului. Rar vezi așa ceva în lume, mă refer. Au o textură sensibilă sufletească, s-a apropiat de noi pentru că ne-a auzit acolo la râmnicul Vâlcea. Stai un pic. Uite, deci întrebarea lui a fost așa. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu sau este Fiul lui Dumnezeu? Da? Ca să știi întrebarea. Gata, continuă, iartă-mă. Nu uit niciodată întrebarea. Da. Am făcut doar o introducere frumoasă, specială pentru familia lor. Da? Da. Că spune că Dumnezeu întâi e dragoste și noi trebuie să-i privim cu dragoste pe toți cei care sunt aproape de noi, de formația noastră, nu de mine, de noi toți. Da. Așa. Da. Cum e și Marius, de altfel. Da. Da. Și acum, răspunsul meu este următor. Cu atât mai mult, având în vedere că au niște origini arabic, da? Arabii au perfectă dreptate în privința Bibliei Vechiului Testament. Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. Atât. Arabii s-au certat întotdeauna cu creștinii, adică islamul, ca să spun așa, cu creștinismul, pe o problemă și pe un subiect absolut redundant și de prost gust ar părea în ochii noștri, adică când spun în ochii noștri, ai mei, ai tăi, lui Bodo și toți cei care gândim și simțim la fel și înțelegem cuvântul la fel. Respectiv, Iisus Hristos nu este Dumnezeu, are toată puterea în cer și pe pământ de la Dumnezeu. Amin. El când s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu, este un profet ca toți ceilalți, dar mai presus ca ceilalți, are toată puterea în cer și pe pământ. De ce? Și este viu. Pentru că și este viu. Restul profeților ar putea să fie, nu spun că nu, adică nu mă bag în religia nimănui, ar putea să fie niște profeți foarte mari, care au dat niște îndrumări extraordinar de frumoase, au găsit niște căi spre, așa spus, mântuire, însă Iisus Hristos este singurul care s-a înălțat la dreapta Tatălui, este singurul ales al Tatălui Ceresc, este singurul care este viu,
Are toată puterea în cer și, mijlocește continuu de 2000 de ani, de când s-a înălțat, pentru noi. Amin. El are putere absolută asupra spiritual, vorbim. El este împăratul împăraților spiritual. Așa. Oricât ai vrea tu să spui, știi că Regina Maria, știi că regele Mihai, știi că contează cine este președinte și cine este prim-ministru. Regele Mihai e cu casa lui, este bine îngrijit, are tot ce îi trebuie acolo și familiei lui și nepoților lui, dar cel care ia hotărâri, care are autoritate în momentul de față în România, este președintele României, este guvernul României prin primul lui ministru, este parlamentul, totul este o rânduire, ca să spun așa, o bună rânduială. La fel și în cer. Mai întâi este tatăl, după aceea este fiul și toți îngerii aleși, arhanghelii, heruvim, serafim și îngerii de rând, așa, mijlocesc pentru noi și prin puterea Duhului Sfânt numai în numele Domnului nostru Iisus Hristos. El este împăratul împăraților și rege al regilor. El nu este tot una cu Dumnezeu Tatăl, nu este tot una cu Dumnezeu Tatăl, pentru că Dumnezeu Tatăl este Duh și adevăr. El a fost mai întâi creația Tatălui și după aceea a dobândit în timp autoritatea de la Tatăl și a fost declarat atunci când a intrat în apa botezului, când a ieșit din apa botezului, a spus: acesta este prea iubitul meu fiu și în el îmi găsesc toată plăcerea. Amin, așa. Fiul este fiu și Tatăl este Tatăl. Fiul este fiu și Tatăl este Tatăl. Niciodată fiul nu o să fie egal cu Tatăl. Tu nu ești egal cu Matias, iar Bodo nu este egal cu Daniel și cu Filip. Eu nu sunt egal cu Noa și nimeni nu este egal cu... Noi suntem niște ființe individuale și noi, ca și părinți, dăm autoritate fiilor noștri și fiicelor noastre atâta cât dorim noi. Tatăl a dorit să-i dea toată autoritatea în cer și pe pământ. Amin. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Iisus Hristos este Domnul! Un lucru esențial vis-a-vis de Domnul nostru Iisus Hristos, că El este viu și că este singurul și absolut singurul care după ce a înviat nu a mai murit niciodată. Pentru că toți cei care... Niciodată! Au fost înviați și prin minuni și sunt exemple multe în Biblie, au murit după aceea. Domnul nostru Iisus nu a mai murit niciodată. Da, așa este. Și spune Biblia că ei au murit ca să capete o înviere mai bună. În sensul că au fost doar niște manifestări care să vină să zidească. Da? Amin. Poate fi acum un eveniment, chiar și uman, vorbim, dacă este un eveniment. Un mare eveniment muzical din toate formațiile lumii, un mare eveniment muzical de club din toți DJ-ii din lume, un mare eveniment teatral din cei mai renumiți actori cu cele mai renumite piese și așa mai departe. Tot ce înseamnă artă se reprezintă prin actorii ei. Tot ce înseamnă muzică se reprezintă prin muzicanți, cântăreți, producători, orchestratori. Este o industrie în miniatură. La fel este și industria lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus niște autorități și El este primul, El este Tatăl, este capul tuturor. Apoi este Domnul Iisus Hristos care reprezintă pe Tatăl și este fără de păcat și este Mântuitorul nostru. Iar după El, toată ierarhia îngerească ne slujește nouă, celor care am crezut și care am apucat să primim Evanghelia, Buna Vestire și să avem un legământ cu Dumnezeu. Foarte tare, foarte tare. Elamin, cred că a înțeles pe bune, clar și concis. Se pare ceva complicat să mă contrazică, care ar încerca să mă contrazică acum la ceea ce am spus, ar fi rău intenționat, ar avea un duc de intelectualism. Ascultă-mă, nu. Eu zic că, ca să nu fim neapărat, că nu neapărat să pornim de la premisa că sunt rău intenționați, poate să fie neinformați, care n-au citit cu adevărat sau care pur și simplu nu... Adică au primit informația de la cineva. Deci neinformați. Mai sunt și pe din afară, da. Adică acum învață cuvântul. Exact, adică nu neapărat rău intenționat ca să te facă să te enervezi și așa mai departe.
Eu vreau să plec. Știi că noi românii suferim de o chestie care nu ne place, ni se aplică chiar și nouă individual, dar majoritatea dintre noi avem chestia asta de a pleca de la prezumția de vinovăție în loc să plecăm de la prezumția de nevinovăție. Adică, și cum e, când intri în țară, vameșii nu pleacă de la prezumția că tu ești un român care te întorci la tine acasă. Pleacă de la prezumția că domne a făcut, el are ceva prin mașină. Mai țineți minte când ne întoarceam acasă din Suedia și stăteam în vamă și ne enerva chestia asta că ei nu se, toate țările, austrieci, când încă nu erau, când erau vămi, știi? Austriecii lăsau pe austrieci să intre fără nicio problemă, aveau o intrare separată. Da, așa este. La fel. Până am devenit proconsul. Că după aia... Mă rog, asta e altă discuție, da, ne-a ajutat. Dar vreau să spun așa că ideea este că trebuie să încercăm puțin să ne privim noi între noi cu mai multă îngăduință. Asta eu cred că e foarte important. Uite ce spune Zara. Zice că în primul rând te iubim, așa, pe toți de fapt, iar el în al doilea rând a înțeles răspunsul. Doar că el, stai așa, deoarece răspunsul anumită persoană era mereu diferit. Foarte bine, uite ce bine. Slăviți să fie Dumnezeu. Uite, noi suntem trei persoane aici care suntem într-un gând și un cuget și o simțire. Și așa spunem. Ce a spus Robert, așa e. Așa spune și cartea, nu ce a spus Robert. Ce a spus Robert scrie în carte. Da. Da. Dar trebuie să fac o singură precizare și cu asta mă retrag. Nu că mă retrag din programul nostru de astăseară, ci mă retrag ca și a monopolizat, ca să zic așa, discuția. Bine ai spus, Bodo, bine ai spus, Dragoș, frații mei, că nu trebuie să existe dezbinare. Dezbinarea vine în urma înțelegerii proaste a cuvântului. Datorită faptului că acest creștinism al nostru, pe care noi îl practicăm și îl cunoaștem, biblic, scriptural, și încercăm să-l practicăm, n-am spus că reușim, așa, orice breșă în cuvânt, orice slăbiciune, orice înțelegere proastă a cuvântului, dă ghes cuiva ca să inducă o polemică, ca să inducă o contradicție, o discuție în contradictoriu, nervi, ceartă, discuții și care nu duc la nimic bun. De aceea poporul Israel a rămas același popor și se numește la fel și are aceeași lege, pentru că legea lor a fost neschimbată. Haideți să nu schimbăm nici noi harul cu care am fost mântuiți noi ca neamuri, însemnând că să nu îți facem pe Domnul Iisus Hristos că este Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. Așa și scrie în Biblie și așa și citim și așa și înțelegem. Și atunci se vor relaxa și se vor ușura în conștiința lor toți musulmanii, toți budiștii, toți diverse forme și alte religii și vor înțelege că de fapt nu este o contradicție între noi, ci singura lucrare care ne desparte este că trebuie să-i dăm autoritate unei singure persoane care a fost aleasă de Dumnezeu. Bineînțeles. Da. Toți spun toți vorbesc de niște căi, despre niște, ca să zic așa, străzi și drumuri care duc către divinitate, dar trebuie să recunoaștem autoritatea. Exact ca și cum am spune că mergem către o cetate și acolo nu știm cu cine să stăm de vorbă. Noi am ajuns la aceeași cetate cu toate religiile, dar acolo cineva trebuie să aibă autoritate și noi trebuie să-i cunoaștem numele. Și în momentul în care cetatea aceea trebuie să se deschidă, noi trebuie să știm cu ce general stăm de vorbă. Și acolo împăratul împăraților ne deschide. Și există unul singur, Domnul Iisus Hristos, fiindcă este alegerea Tatălui. Bineînțeles. Amin. Amin. Uite că intră Alina. Ce frumos. Dar nu știu cine este Alina, hai să vedem. Că a vrut să intre, dar văd că nu o vedem. 1% la mine. Mai am un pic și zic pa. Nu-i nimica, ne vedem data viitoare, adică mâine. Clar. Auzi, cum ar trebui să... Voi ce ziceți, Marius și prietenii
ce ar trebui să facem? Să ținem discuția asta live în continuare pe YouTube sau pe Facebook? Nu știu, veniți cu propuneri. Pe Facebook? Bună, Alina! Bună, Alina! Hey. Ar trebui să ținem pe Facebook. Bună! Ce mă bucur bună. Să vă văd! Noi și pe noi. Voi! Bună! Ne-a făcut aveți, mat! Aveți o, aveți o lumină în spate acolo care ne orbește, ca să zic așa. Avem! Vă vedem noi. Gata, ne-am sucit! Așa, suntem bine, mă bucur să vă văd, sunteți minunate, doar de voi, așteptăm să treacă toată criza asta. Foarte. Sunt minunate de toate întâlnirile astea online, cu ocazia asta avem și curaj să comunicăm mai bine. Da, da. Foarte fain. Tare. Mă bucur să vă văd, să ce fiți bine cu toții. Ce ai mai cântat? Nimic, pentru că, da, dar școală, ore online și cam atât. Da. Mai cânta nimic. Vezi că zilele următoare te așteptăm cu un cântec. Dar ascult în continuare muzica. Asta păi foarte bine. Da, ce frumos, ce frumos. Ai. Muzica în general sau muzica noastră? Muzica în general sau muzica noastră? În general. Muzica voastră, dar încă în mașină. Foarte tare. Și ambele. Încă foarte avem bine. CD-ul în mașină care rulează. Foarte bine, foarte bine. Nu trebuie să optești la o singură formație sau la un singur stil. Trebuie să îți dezvolți... Ai cauciucuri de vară? Ai cauciucuri de vară? Avem. Asta e bine. Că asta e o problemă. Da. Ne-a prins criza între vară și iarnă. Și mulți n-au apucat să le schimbe. Și de-aia, întrebam. Da, bine. Păi noi suntem mai aproape de mare și ne-am organizat bine. Da. Da. La bine, noi am venit primăvara, vara mai repede. A, nu v-am întrebat de șleap și de costum de scufundare. Nu v-am întrebat de asta. Acum de 1 mai, dacă ar da drumul, ne-am duce la o scufundare. Vorbeam cu cunoștințele de la Constanța. Zic, trebuie să iasă o scufundare de 1 mai, dacă ne-mi permite. Păi să știi că văd că lucrurile merg așa, adică nu știu dacă neapărat în 1 mai, dar se anunță, adică se zice că undeva în jur de 5 o să dea drum, așa încet. Dragoș. Da. Speram. Vreau să vă pun și o întrebare. Da, te ascultăm. Dacă se poate. Oricând. Ce credeți voi? E făcut de mâna omului, da? Da. Ok. Voi credeți că dacă e făcut de mâna omului, Dumnezeu nu ne pedepsește? Nu, dar n-am înțeles întrebarea. Ce este făcut de mâna omului? Ceea ce trăim acum. Vrei să spunem care este părerea asta despre ce se întâmplă acum? Nu neapărat direct. Trebuie să spui da sau nu. Eu nu cred că Dumnezeu ne pedepsește, pentru că Dumnezeu încă mai are răbdare cu noi, pentru că mai sunt oameni pe care trebuie să afle de Dumnezeu și de harul pe care l-a lăsat peste omenire, adică despre Iisus Hristos. Pentru că sunt mulți oameni, uite, chiar prietenii de la surorile Elamin și fratele, care încă nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos și încă se întreabă. Și până nu o să se împlinească numărul, nu o să fie pedepsele lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că el nu este în control, adică nu este ca și cum el nu știe de ce se întâmplă acum pe planetă. Și nu-i vorba că ne pedepsește, el... Am folosit un cuvânt poate prea dur așa, dar mă refer să ne atenționeze, să ne... El ne atenționează în felurite feluri, cred eu, știi? Dar eu cred că oamenii au, adică cer rău prin oameni, au exagerat cu această, adică au folosit oportunitatea asta pe care au avut-o cu coronavirusul, cu chestia asta, pandemia asta, pe care i-au declarat-o fără a avea neapărat motive,
ca să poată să testeze cât de mult poate să controleze omenirea. Și rezultatul este că pot să controleze foarte mult sau până la capăt, ca să zic așa. Uite, un prieten de-a nostru Michi zice că Dumnezeu nu este rău. Nu, el nu este rău, dar ca orice părinte, ca orice părinte, este atunci când o luăm pe îmbălării, trebuie să intervină. Știi? Corijează. Da, exact. E cel mai bun Dumnezeu, Dragoș. Da, dar uite că ai copii și ei lângă tine. Eu am copilul și nu-l văd din ianuarie. Și stau liniștit și cred în el și cred că o să mă ducă să-l văd. Da, da. Catera, tu nu-l vezi pe băiețelul tău nu pentru că Dumnezeu te-a pedepsit, ci pentru că niște oameni... Nu, dar nu asta spun. Nu asta spun, doar nu crește. Nu asta spun. Așa ar putea să înțeleagă oamenii, știi? De-aia te-am vrut să precizez chestia. Eu înțeleg că de la Dumnezeu și ne atenționează este că să dezgheață ghețarii, că ăstea sunt lucruri care noi trebuie să le vedem că sunt de la el. Din punctul meu de vedere. Bă, frate, eu... nu mai rupeați natura, că eu v-am dat-o. Da. Nu mai aruncați țigări pe stradă, nu mai faceți aia. Dar chestiile astea care eu sunt în situația în care sunt și nu-mi văd copilul și îi mulțumesc Dumnezeu că muncesc, că dacă nu munceam, nu puteam să-mi plătesc poate chirie sau... Nu numai asta, dar erai și mai, cum să spun, mult mai, neliniștit și mult mai... cum se spune, agitat dacă n-ai fi muncit și n-ai fi avut cum să-ți faci, să te duci în alte gânduri, știi ce zic? Păi și acum gândește tu, dacă eu nu-l iubeam pe el, indiferent că sunt sau nu pocăit sau dacă nu m-am dus la el, tu crezi că un om ca mine, că mă cunoști, un om ca mine ar fi rezistat atât de mult? Nu. Nu. Păi asta zic, eu îi dau slavă lui Dumnezeu și mulțumim că un om ca tine îl iubește și poate să-l, cum să zic eu, să-l mărturisească și să spună oamenilor că nu există, ca să zic așa, vreo limită de a personalităților sau ale persoanelor sau a faptelor pe care Dumnezeu nu le poate îndura sau ierta. Pe care le fac oamenii, asta am să zic. Mulțumesc. Și în altă ordine de idei, Ionuț, vreau să spun următorul lucru. Dumnezeu a creat planeta perfect, ca și pe om. Ca și pe om. Omul, dacă o să vorbești și cu Robert, și Robert o să spun același lucru, pentru că noi nu credem în chestia asta cu... încălzirea globală și cu prostiile astea pe care cu care încearcă să ne sperie slujitorii celui rău. Pentru că așa cum omul se vindecă dacă n-ar fi medicamentele astea care de fapt îl omoară, așa și planeta se regenerează și nu este nicio problemă să se de secole și de mii de ani se întâmplă chestia asta. Discuția este că noi ne... găsim tot felul de motive, după părerea mea, motive de-astea, explicații de-astea, care mai de care mai interesante, ca să nu-i dăm lui Dumnezeu întâietate, să nu explicăm lucrurile prin prisma Creatorului, ci prin prisma creației. Asta este părerea mea. Pot să spun o chestie scurtă? Da, cum să nu? Dacă facem carantină ca să ne salvăm omenirea, da? Da. Nu, dar fii atent că nu facem carantină să ne salvăm omenirea, tocmai că comentirea carantină ca să salvăm de fapt nimic, că nu salvăm nimic. Ok, să salvăm omenirea, să ne salvăm semenii, bătrânii, tinerii. Am putea să facem și o carantină, să nu mai aruncăm peturi, să nu mai aruncăm nimic pe strada asta. Am putea să facem o carantină, să reînvii planeta. În fine, e un subiect foarte vast și foarte... Să dăm două luni în casă să reînvie pădurile.
Păi da, dar am stat 2 luni în casă și păturile s-au tăiat în continuare. Ce zici de asta? S-au tăiat, iau în continuare pături pe stradă, că lumea nu ține cont că iese sau nu iese. Păi despre asta e vorba. Iată. Și mai e o chestie, noi acum vorbim doar de România, dar în alte țări oamenii respectă cu mult mai multă sfințenie și planeta și alea, chiar și numai pentru că sunt, cum îi zice, le e frică de legi. La noi nu le e frică pentru că nu se aplică. Știi? Adică tu ai fost în Italia, ai fost în țări și ai văzut ce se întâmplă cu... Da. Când alunci un muc de țigară pe stradă sau te imediat neamțul în Germania, dacă te vede că așa ai te-a sunat la... sau te trage de mânică, pur și simplu. Aici la noi nu funcționează chestia asta, pentru că tu dacă îi spui lui unul, bă, vezi că nu e bine că ai aruncat țigara pe... iese cu bâta la tine și n-ai decât 2 variante, ori să te bată el, ori să-l bați tu, să-l calci în picioare. Altă variantă nu există, știi? La... mentalitatea asta de violență care există în țara asta. Dar asta spun, ei sunt educați prin legi. Știi? Prin legile alea care la ei se aplică. Chiar astăzi vorbeam cu fratele iubitei mele care stă în Italia, în nord acolo, și spunea, frate, italienii ca și mentalitate, caracteristici așa umane, sunt apropiați de că suntem latini, nu? Doar că au reușit de-a lungul timpului să creeze spiritul ăsta civic, spiritul ăsta că nu trebuie să facem niște lucruri, pentru că vin carabinierii și imediat te-au pus jos când ai făcut prea multe figuri pe acolo. La noi nu se întâmplă așa, tu nu vezi ce se întâmplă. Se bate aia pe acolo și ăștia când îi vin mascații sau cine ori veni, zic că păi nu, că au făcut abuz, că păi stai mai puțin, dar nu trebuie să existe o limită ori, adică tu îți faci la tine în curte, dai alea la maxim, deranjezi pe toată lumea și tu, nu are importanță, adică asta nu are nicio importanță, doar pentru că vrei tu să te distrezi. Să duc 2 polițiști săraci între 20 de inși, știi? Și da. Lumea acum să arunce cu pietroaie în ei, băi, eu te sperii pe tine, eu scot pistolul, nu te împușchi, eu trag în aer să te sperii. Da, prostie asta. Asta este o prostie. În fine. Da. Da. Bine. Deci, acum se face ora 11:30. Ar trebui să ne cam retragem și să ne vedem cu ajutorul Dumnezeu mâine de la 9:30. Și aș vrea, Robert, să spui două cu... Nu, întâi să lăsăm pe Mariu să vorbească puțin, că e doar neascultat acum. După aia lăsăm pe Catera să ne zică ceva și după aia te rog tu să zici la revedere și să ne spui ce facem mâine. Și mâine vreau să discutăm, că astăzi n-am apucat să vorbim cu toții, că tu nu erai, aș vrea să ne gândim și să, cum s-ar spune, fiecare să spună cum vede el ieșirea din chestia asta, vorbesc din punctul de vedere al nostru, în primul rând, ca și formație și după aia al oamenilor în general. Cum văd că se va întâmpla după ce se termină cu prostia asta? Dar acum te rog, eu, Marius, zi tu ce vrei să mai spui, că te-am tot întrerupt și după aia... ne luăm la revedere. Îndrăznește. Vezi că n-ai... stai așa. Ai microfonul închis. Ai microfonul închis. Da. Nu e nicio problemă. Mă auzi acum, nu? Da. În primul rând, îmi pare că nu l-am salutat pe Bodo când a plecat mai devreme. Nu-i nimic. Nu am multe de spus. V-am ascultat pentru că sunteți oameni inteligenți și v-am zis că pe Facebook e una, dar pe YouTube e alta pentru mine. Legat de întrebarea ta unde să țin aici de acea discuție, pe Facebook sau pe YouTube, părerea mea este pe YouTube, pe canalul vostru, pentru că aici sunt cei care vin pentru voi. În primul rând. Și voi, pe Facebook, sunt foarte mulți care
efectiv te scot din sărite doar ca să, să te facă să ajungi la un limbaj care în mod normal nu l-am, cel puțin. Asta e părerea mea. Altceva ce să vă zic, aș fi vrut să mulțumesc prietenul care m-a încurajat să intru cu voi acum, dacă se poate, sunt foarte puțin, nu spun acum. Se poate? Sau? Cum să nu? De normal. Okay. Păi de-aia, de-aia suntem aici, nu, nu există restricții aici, decât de limbaj. Da, nu. Facebook-ul e Facebook și pe canale muzicale, credeți-mă că nu sunt genul care să ajung să încedeze nervii ca pe Facebook. Nu se poate acolo. Pe mine Facebook m-a schimbat foarte mult. Îi datorez chestia asta cu comunicare. Eu am tăcut 17 ani. Nu vorbeam cu oamenii, socializare așa. Am avut pagini de Facebook, dar nu vorbeam cu ei. Facebook m-a făcut să ajung la concertele voastre și altor trupe. Voi v-am spus, cum mi-a spus lui Bodo, spun și ție, spun și lui Robert, și lui Traian, și lui Răzvan. Și aveți ceva ce nu mi-e explic, efectiv. Adică sunt băiat și totuși cântați pentru fete voi. Și pentru și melodii religioase unele chiar, dacă stai și le analizezi. Da. Okay. Eu am venit cu speranță la voi, la concerte și din dorința de a cunoaște oamenii care cântă dincolo de căști și de ecran. Și am găsit chiar mai mult decât mă așteptam. Adică nu mă așteptam să vorbesc cu voi acum, după atâți ani, să fac poze, să vorbesc cu mine. Adică e un vis, v-am scris un vis. Oamenii mă știu că sunt sincer. Și muzica pentru mine e terapie. E terapia care m-a ținut până acum, de la 15 ani până în ziua de azi. Vreau să-ți mulțumesc, Dragoș, în primul rând, pentru ideea asta live, pentru noi fanii și numai pentru fani. Vreau să mulțumesc pentru prietenia pe Facebook, comunicarea. Dacă mai sar calul, oricare ar fi între voi, spuneți-mi și știu să cer și scuze, nu-i problemă. Mă prind repede, mă sting repede, nu-i problemă. Vreau să mulțumesc lui Robert pentru absolut tot ce a realizat pentru mine. Lui Bodo nu mai știu, mai zic că n-am crezut că un solist vocal la o trupă mare să ajung la el și să fie atât de cald. Toți sunt descalzi, nu înțeles greșit. Nu credeam că o să fac o poză în grup și o să vorbesc cu Răzvan sau cu Traian la 1 noaptea, la metrou. sunteți super în tot și mă bucur că, deși emoțional, conform psihologic cu care am vorbit și m-au ajutat în timpul ăsta, am rămas la 16 ani, emoțional vorbind, chiar dacă vârsta în bolt în alta. N-am familie ca voi, n-am copii, n-am decât părinții pe care îi iubesc tot sufletul. Vreau să mulțumesc prietenul de pe Facebook, care mi-a făcut în anii ăștia și care în decursul anilor m-a încurajat să vin la concertele voastre și l-am transmis live de multe ori pe Messenger sau pe WhatsApp. Deci, celor care au luat autografe de la voi mai de mult, le confirm că da, sunt reale acele autografe. N-au crezut, vă spun sincer că n-au crezut că ați dat autografe. Deci Răzvan din Crângaș, un băiat care vă iubește muzica, dar din păcate nu mai ține legătura cu el, și a dat autograf și l-a pus în ramă, efectiv. Da. Aveți mulți fani care, credeți-mă că nu știți cât vă apreciază muzica. Ei nu vă cunosc așa la concerte și a dorit foarte mult, dar eu n-am dorit să vă deranjez ca să vin cu ei la concerte și să cunoașteți așa. Îi mulțumesc lui Mariana din Turda pentru că a fost și este un om deosebit ca și voi. Vorbesc așa direct și un prieten de familie acum și Facebook-ul a făcut posibil chestia asta. Să cunosc oameni de pe Facebook și să ne prietenim familie și e un vis care nu credeți că
se poate întâmpla unui fobic social cu teamă de oameni. Nicio terapie la psiholog, vă garantez că nu are rezultatul care l-a avut ambiția mea și dorința să mă schimb și să relaționez cu oamenii care mă curajau profesor pentru o poză sau pentru o melodie. N-am crezut că o să mă ajutați în 2014, când a fost atunci. A fost o surpriză de proporții. Nu o să uit concertul din 2016 de la Plața, când s-au oprit boxele și a cântat lumea cu voi, și noi cu voi. Vă văd pe fiecare pe scenă, voi trăiți muzica, efectiv trăiți muzica. N-aveți figuri, oameni buni. Vă consult, chiar sunt așa cum îi vedeți aici, adică vă garantez. N-am ce să vă zic mai multe, dincolo de ecran, că oamenii au impresia că dincolo de ecran la TV sau la telefon sau la astea, știți că mulți sunt aparențe. Ei, uite că proconsulul nu este. Am fost la multe, multe trupe, vă garantez, și nu sunt toți așa. Nu e o laudă, e o realitate, pur și simplu. Dacă eu am trecut de... E adevărat că am emoții și tremur și n-am curat să acuze cu voi, mereu. Dar voi încurajați oamenii și stați până la ultimul om. Și asta e rar, e foarte rar. Deci vreau să mulțumesc Cristine Elenei Bumbu din Italia, Mari Mariana din Turda, Costi din Iași, care acum e în Olanda, Cristina Teodor din București, care vorbește tot sfârșitul, dar seara că nu poate să ajungă la concertele voastre, doamna Ioana Vasile, Maria Adriana, Centrul Cultural European, sector 6, promite-mă, Adriana, te aduci în sector 6 din nou. Mamă, n-am mai cântat în sectorul 6 de nici nu mai știu când. Da. Da, corect. nu mai știu acum. Alexandra Ioana 10, dacă nu mă înșel și acum am emoții, dar toți care trebuie să ne aduc aminte rapid. Mulțumesc, Dobodu, pentru filmarea aceea cu promovarea pe YouTube și pe Facebook, și o să fac promovare cât pot, pentru că îmi place ceea ce faceți. În rest, vă salut pe toți cu tot dragul. Sunt cu ochii pe voi la tot ce scoateți muzical. Știu că m-ați invitat la studio, n-am curaj. Nu sunt muzician și nici nu... Dar nu te-am invitat ca să cânt la instituție. După ce îi cunoști, da. Și mai mult. Cei care mă știu de foarte mulți ani, știu că nu sunt genul să lingușesc oamenii, sunt foarte pornit de multe ori. Poate că nu spun mereu lucrurilor pe nume, dar din politețe sau din pur și simplu de rușine nu spun. Nu sunt un om curajos, am leșinat la concertele voastre două ori, nu știați asta, dar credeți că am fost rău. Da, muzica voastră pentru mine a meritat orice. Orice, credeți-mă, orice. Am ajuns la minus 15 grade o dată la Piața Constituției și credeți-mă că în 3 luni am fost rău, dar nu m-am lăsat. A venit primăvara și am venit nou la voi. Foarte bine. Ca și cu pandemia. Și credeți că dacă ne țin ăștia un an, 2, 10, mă las de ieși la concertele voastre? Asta e mintea lor, poate că eu nici gând. Când ți se spune că și mulți prieteni, amici, cunoscuți, vechi, mi-au zis că de ce mă duc la concert dacă mi-e rău? Că dacă mi-e rău, ce o să fac? Adevărat, n-aș la concerte. Dar ei nu știu prin ce trec, prin ce am trecut. Dar m-au mâhnit, m-au întristat, dar pe urmă am ajuns la concerte și vreau să mulțumesc și Alexandru Șerban. Și dacă am uitat pe cineva, sigur am uitat pe cineva, cu siguranță. Auzi, dacă ai uitat pe cineva, mâine sau poi mâine sau când mai vrei, intri și i-ai pui și pe ei. Deci nu e nicio problemă. Oricum, noi te mai acceptăm. Nu abuzezi de... Nu trebuie să abuzezi aici, nu este abuzezi de... Marius, noi suntem aici ca și cum am ieșit în fața blocului, ca să zic așa. Și nu este niciun abuz, pur și simplu ne întâlnim, ne împrietenim. Programul ăsta nu permite mai mult de 6 invitați odată
și există posibilitatea câteodată să nu, chiar dacă tu o să vrei să intri, să nu poți pentru că sunt prea mulți în linie. Deci nu este nicio supărare nici de o parte, nici de alta, doar că trebuie doar asta să știi și să reții chestia asta, că atâta vreme cât o să facem live-urile astea, o să fie oricine o să fie binevenit. Deci de ori de câte ori vrei să intri, poți să intri, să spui ceva, să transmiți ceva, să, nu știu, habar n-a. Pur și simplu să fii aici. Este ca și, dacă vrei să spun, poate să fie și un exercițiu foarte bun pentru tine, pentru ca să-ți depășești, cum se spune, emoția, unul la mână, pentru că ești acasă, este foarte important că ești acasă, nu ești între alți oameni, ca să ai faza aia socială. Și deci cu încetul, poate că reușim să, adică cu ajutorul Dumnezeu, poate reușești să-și depășești multe din problemele pe care deocamdată ți se par de Da, mereu. Frate, foarte frumos ai vorbit, Dragoș. Ai vorbit drept, frumos. Și cea mai înaltă psihologie este de la Dumnezeu. Psihologia umană poate să ajute până la o limită. Psihiatria umană poate să ajute până la o limită. Dumnezeu n-are limită. Amin. 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 Da. Deci astăzi, Marius, tu ești un om mai nou. Dragoș. Poftim? Mulțumesc, Dragoș. Nu o să mai intru, că mi-a fost foarte greu așa și acum. Dar am vrut să vă arăt că oricât aș fi de emoționat și de introvertit, pentru mine este expunerea, chiar dacă e pe YouTube, știu că sunt foarte mulți oameni pe canal. Dacă îmi dai voie, poți să-i invit canalul meu, care nu e vizionat și nu e monetizat și nu are nicio legătură cu asta. Am făcut canalul acela să vadă oamenii concerte la care am fost filmate pentru ei, pur și simplu. Foarte un bine. Telefon amărât, e adevărat, mono, dar foarte mulți oameni nu au cum să vă vadă, efectiv, pentru că, decât ce transmiteți voi pe Facebook Live, știi? Și, din nefericire, multe televiziuni, chiar muzicale, nu transmit. Nici organizatorii nu transmit, deși filmează. Asta m-a mânit foarte mult. Pentru că tu, ca organizator, și nu spun despre cine e vorba, că am fost numai la de-astea publice, ar trebui, de unde ce filmezi, măcar să difuzezi la un timp după concert pe un post TV, oricare ar fi el. Sau măcar pe Facebook sau pe YouTube. Tu acum, vorbești. Auzi, Marius, tu vorbești acum ca și cum ai fi fost un investigator, știi? Adică omul t-a stat la calculator și t-a stat și pe lângă calculator, știi? Uh-huh. Da, cam așa ar fi. Auzi, noi suntem o trupă încercată, da? Nu trebuie să ne explici tu nouă lucrurile astea, pentru că noi le știm mai bine ca tine. Noi te iubim, te respectăm, ești al nostru pe veci și să fie păcatul celor care atunci când aveau ocazia și aveau și râvna și puterea să o facă, nu ne-au difuzat, nu ne-au promovat, nu ne-au expus, știi, public. Să fie păcatul lor. În rest știe Dumnezeu mai departe, da? Nu mor caii când vor câini. Clar. Robert, nu am zis numai de voi, eu am zis... De toate trupele, da, foarte corect. Foarte corect. Și tocmai cu atât mai mult ești echidistant, fiindcă tu nu ești părtinitor cu o trupă anume, adică proconsul în speță. Ești un exponent și un, să zic așa, un iubitor și un promovator, ca să zic așa, al tuturor trupelor care au o însemnătate în România. Și tocmai de-aia te-am ales și te-am lăsat să te exprimi liber cu noi, ca să știe lumea că te iubim, te respectăm și că oricine, în orice moment, în orice conjunctură, în orice situație, are treabă cu trupa noastră și vrea să spună ceva despre noi, este liber să o facă. Nu cenzurăm pe nimeni, fiindcă am fost noi prea cenzurați.
Corect. Care ce spun? Doar vreau atât să spun. Cred că o să spun pe Facebook treaba asta la un moment dat, dar m-am tot abținut, vă spun sincer. Eu am tot vorbit cu organizatorii în timpul ăsta când mă duceam la concerte și țineam legătura cu ei prin Facebook. Vreodată, dacă tot faceți un concert la care vin foarte mulți oameni și îl filmați pentru voi acolo, să rămână undeva, nici măcar pe pagina de Facebook, nu știu, nu înțeleg rațiunea asta. Dacă vreți să bucurați și mai mulți oameni și vă e frică că nu vin la concert, vă înșelați, pentru că foarte mulți vin la concert. Au venit foarte mulți la toate concertele, în general, făcute de organizatori publici. Faceți bine și transmiteți măcar pe Facebook, ca să bucurați și pe aia de afară. Da. Pentru că sunt foarte mulți din prietenii mei de pe listă care nu au putut să vadă că prin intermediul meu sau al vostru, al proconsului pe pagina voastră. Nu e ok să faci un concert public. O să ne străduim. O să ne străduim. O să ne străduim noi. Nu zic de voi. Acum vorbeai cu organizatorii, am înțeles. Nu, zic că cu toate noi o să încercăm ca începând cu următoarele concerte, cumva, nu știu dacă o să reușim tot timpul, dar o să încercăm să fie de cele mai multe ori, să transmitem concertele noastre, tocmai pentru că sunt mulți oameni din străinătate, din provincie, care n-au cum să ajungă și care iubesc muzica noastră și păcat să nu ne asculte. O să facem tot ce putem noi, ce ține de noi, să facem chestia asta. Pe Facebook, pe YouTube, probabil pe YouTube, pentru că vrem să, cum zice, să creștem puțin canalul ăsta de YouTube. Am observat, nu știu dacă am observat, dar noi am devenit mai activ pe Facebook și pe YouTube în ultimii 2 ani, poate, pentru că am neglijat și asta a fost o prostie din partea noastră. Și vrem să remediem chestia asta și pentru că nu e normal ca, în primul rând, că ne dorim, în afară de muzica noastră pe care noi iubim foarte mult, noi chiar iubim muzica pe care am cântat-o și pe care am compus-o, pe care o cântăm și pe care am compus-o, scuze. Dar ne dorim. Așa este. Dragoș, este foarte frumoasă. Slavă Domnului. Da, Dragoș, nu uita că toată lumea trebuie să-mi iertați expresia, dar când un antitalent intră pe Facebook sau pe YouTube, spune dați share. Da. Ok? Da. Ei, pentru toată chestia asta, pentru că lumea vă iubește și în loc să vă asculte pe voi, ascultă XYZ, înțelegi? Trebuie lumea să dea share, prietenii noștri, prietenii voștri, ca să poată să ne vadă toți. Știi? Da, așa este. Doar așa. Corect. Share, subscribe, tot ce se poate face, așa că asta ne... Marius a spus foarte bine, domnule, pe Facebook. Păi da, dar ei vin cu o bucurie sinceră în inimă să spună ce mult vă iubim. Și noi le spunem, da, arătați-ne, share. Marius are dreptate, pentru că Facebook-ul, cum ar veni eu, pot să distribui, domnule, uitați-vă la prietenii mei, Proconsul, uitați-vă pe 4 grupuri. Ei, din alea 4 grupuri intră toți nebunii care apreciază, care ne înjură, care e putare. Un administrator, pur și simplu, care a înjurat, dat afară și să uită numai cine vă place. Da, acum știi cum e. Un share. Nu poate să ne... Share, da. Deci nu share artista, ci share pe Facebook. Liviu Daniel zice share, adică artista share, cântăreața share, nu. Nu frate. A-R-E. Da, S-H-A-R-E. S-H-A-R-E. Da. Vreau să mai zic ceva. Da, care cred că o să vă bucure. Cei de la Sinfonia Apei din București, fântâne arteziene, știți pe ce vorbesc? Cred că m-am ținut de capul lor, am fost de 33 de ori la ei, la show-urile lor. Foarte frumoase, n-am fost niciodată, am văzut filmări pe internet. No, nu e aceeași senzație, trebuie să duci. Trebuie să mă duc, da, o să încerc. În vara asta, dacă nu ne mai ține... Dacă ne dă drumul, da. Nu, dar eu știu că show-urile sunt...
Da, scuze-mă. Nu, da, scuze-mă. Nu, spune și până zi. Nu, tu că eu te-am întrebat, scuze-mă, iartă-mă, zi. A. Șorul de acolo, de cât am fost, am dus prieteni, am dus cunoscuții care erau reticenți. Ce e acolo? Nu știu de cât au fost ei, dar eu am fost să mă încarc pozitiv acolo. E apă, e culoare, e dinamică și e muzică. Da. Exact ce îmi trebuie mie. Da. Și de 33 de ori de când am fost acolo, am cerut o singură chestie. Bine, în afară de ce le-am cerut celor organizatorilor și au și respectat mulți. Nu e o laudă, Doamne ferește, vreau să spun că atâta bucuria am avut și am avut dureri fizice îngrozitoare, dar m-am dus și am dat mâna cu inginerii de acolo, care lucrează acolo, de la firma respectivă, pentru bucuria care a adus atâta oameni, efectiv. Deci, nu poți să explici bucuria copiilor care, când îi vezi când se jinește și face rimuri, și face, oh, wow! și am cerut pune și muzică românească. Au pus muzică românească la un moment dat în funcție de programe și am cerut, dacă nu puneți trupa X, trupa nu știu care, puteți să puneți Cerul măcar de la proconsul? Măcar câteva zeci de secunde băgat între alte melodii de 10 secunde, un mix ceva. Și mi s-a spus că nu au dreptul de autor de la trupe românești. Și atunci interesant. Am zis, ok, și atunci cum faceți cu cei străini? Că băgați numai străini, zic. Dar din fericire pentru mine, chiar au pus muzică care l-am cerut de mult melodii. Și chiar au simțit. Când au auzit Raise Me Up și Michael Jackson și mulți, mulți. Interesant. E foarte interesant pentru că acea apă, în afară că recolește acea atmosferă și oxigenează zona aia, deci eu m-am dus de unde stau din sectorul 6 prin Cismigiu, de pe jos până la Unirii, ca să fiu printre oameni, să mă încarc pozitiv și am venit încărcat pozitiv după o oră, aproape o oră de show de lor și m-am dus și la 3-4 show-uri la fel, care va fel zile de rând. Eu vreau să... Să la concertele voastre și ca să te încarcă pozitiv, asta e ideea. Da, eu vreau să spun că am văzut chestia asta prima oară în viața mea în Spania, la Barcelona și am rămas foarte plăcut, surprins când... Ăștia au, adică când am aflat că se va întâmpla chestia asta și în România, la București, și mai ales când au dat drumul la chestia asta. Dar asta spun, lumea, adică, cum să spun, combinația între apă, jocul de sfântâni, adică că nu e vorba numai de apă în sine, ci felul în care se întâmplă acolo cu fântânile, cu apa. Și muzica, mai ales dacă nu știu cât de bine se aude, dar probabil că se aude foarte bine. La Barcelona se aude foarte bine. Bine. Dar așa? Pe lângă boxe trebuie să tai. Da. Îți dă o senzație foarte, foarte tare, foarte tare. Și, na, oricum, mulțumim că, na, ai... Dacă... Le-ai spus și de noi, ca să zic așa. Da. Chiar am spus, pentru că sunt melodii care cadrau cu programul lor. Adică... din păcate, v-am zis, a băgat mai muzică populară românească și muzică clasică, să zic. Da. Am fost și la Orchestra Simfonică București. Cineva în sine intră pe canalul de YouTube al meu și vede filmările. Sunt vreo 1000 și de filmări acolo. Uh-huh. Am făcut-o doar ca să înfrunt fobia socială. Și m-am prietenit cu oamenii de Orchestra Simfonică București. Uh-huh. Sunt oameni geniali. Și da, sunt foarte, foarte mișto, da. Da, sunt. Din păcate, anul ăsta n-am fost niciun concert pentru că nu-mi permite problemele de sănătate. A mai venit și pandemia. Păi nu, dar nu ne-a dat drumul. Nu am fericit. Deci... Ne bucurăm mult de tot. Te așteptăm încă o dată, zic, de câte ori vrei să vii. Este ora 11, de fapt 12 noaptea și mulțumesc că ai rămas atât de mult timp. Este... aproape că minunea lui Dumnezeu că ai rămas până la ora asta. Îți mulțumesc și ție, Ionuț, că ai stat cu noi. Catera, Catera a ieșit. Și pe toți cei care au intrat pe chat cu noi, le îi asigur că ne găsesc și mâine seara de la 9:30. Nu pot să le promit că o să stăm la fel de mult, dar depinde de cum decurge discuția, ca să zic așa. Știi? Așa că...
multă bucurie în suflet. Vă mulțumesc că sunteți cu noi tot timpul. Îți mulțumesc, Catera, îți mulțumesc, Marius. Vă pup și mulțumesc, Dragoș. Să ne vedem cu bine dacă nu mai intri la concerte, dacă mai intri în ori de câte ori vrei să spui ceva pe Facebook sau pe aici live, tu ești binevenit. Și tu, Ionuț, la fel. Vă salut cu tot respectul pe toți. Vă pup și să aveți o noapte binecuvântată. Doamne aștept. Ceau. Pa. Da. E foarte, foarte frumos că ne-am întâlnit din nou. Sper mâine să fiți împreună cu noi din nou. Sper mâine să stea Bodo să ne mai cânte mai mult. Sper să putem să rezolvăm cumva, din punct de vedere tehnic, nu e chiar așa de simplu. Dar probabil că o să vinte Liviu mâine și o să rugăm să ne mai cânte și el. Nu uitați că am lansat provocarea asta. Vrem să aflăm care dintre melodiile noastre ar putea să se califice pentru melodia săptămânii, în așa fel încât la sfârșitul carantinei să avem o piesă, două, trei, care să fie incluse într-un playlist pe care eventual cu prima ocazie, cu primul concert, să le cântăm și să ne aducem aminte că am fost împreună și la bine și la rău. Vă pup, ne vedem mâine seară, să aveți o noapte binecuvântată.